kills that people. You know what I mean? Să înțeleg că este mult și greu de stat, dar faptul că ați venit și faptul că sunteți aici și că este așa de mult, se explică prin faptul că îl cunoașteți deja pe părintele, altfel n-ați fost o trăită. Îl cunoaște pe părintele de 2-3 pasul despre ca să stai aici. Și mă bucur mult că așa. Cred că s-a ales tema ce a avut-o la catedrală, și tot sărbătoarea noastră, pentru că, într-adevăr, am ajuns să-L vedem și să-L întâlnim cu Hristos în inima noastră, să-L cunoaștem mai mult ca o povară, ca un canon, ca un stres, ca o rânduială să ținem, dar mai puțin ca o bucurie. Așteptăm, nu am timp la vorbă, așteptăm să puneți întrebări și cât mai multe. Deja sunt vorba. Cum? Nu pot să-l să-l ajut. Două ori de ajut. Mai vorba. Aia, e cineva? Înainte de a răspunde la întrebările dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc din două motive. Cel puțin două motive. Să știți că motivul primar pentru care plec spre Cluj de fiecare dată este fără îndoială întâlnirea cu soborul catedralei și rostirea de acolo, care este un pretext la ceea ce urmează aici. Și al doilea lucru pentru care vă mulțumesc este faptul că într-o zi în care ați putut să faceți orice altceva, să acceptați invitația astrologului, adică invitația noastră de a fi împreună, și să socotească Dumnezeu drept o binecuvântare pentru toți. Sigur că nu am epuizat subiectul Hristos, sărbătoarea noastră la catedrală. Sper să le epuizez când mă vedea față către față cu Hristos și să zic, am avut dreptate, tu e sărbătoarea mea. Dar până atunci să încercăm să ne zidim sărbătorile de pe o clipă pe alta, pentru că altfel nu se poate. Am să-mi îngăduiți să citesc eu întrebările. Părinte, sunt ortodoxă, dar ortodoxia nu m-a convins. Sunt tentată să trec la adventiști. Ajutați-mă să rămân ortodoxă. Lucrurile acestea, cu adevărat importante din ortodoxie, nu se poate așa nimeni să le vezi până nu vezi pe Dumnezeu. Eu am trăit experiența adventistă la numele mele din Maramureș, din Vișorul de Jos, de unde este mama. Ei mi-au dorit prima scriptură, ei m-au învățat să nu mănânc și să mănânc. Dar a trebuit să trec un pic mai departe decât acolo. E ca și cum trecerea de la ortodoxie cu adventism, aș vedea o contoarce la grădiniță și credeți-mă că nu mai pot. Aș vrea să mai fac mersul cu ticlu, dar nu pot. Îi recomand celui care este neconvinsă de ortodoxie să nu caute ortodoxismul, idolii care înconjură ortodoxia, naționalismul îngust, triumfalismul, snobismul, idiotismul ortodox. Să caute ortodoxia așa cum este ea, bucuria împreună șederii cu Hristos. Să caută să nu numere metanile, poate mânca și bomboane cu lapte din când în când, că nu o să o trăznească Dumnezeu pentru asta. Poate fi și ecumenică până la un punct, adică nu într-un ecumenism deșanțat, dar într-un ecumenism normal se poate înscrie. Știu eu, poate face în fond orice, pentru că ortodoxia este mama libertăților. Cartea drepturilor omului începe cu cred în Dumnezeu, Dumnezeu, Tatăl la tot viitorul. Restul sunt bancă. Eu n-aș putea să mă întorc într-un adventism în care pur și simplu confundăm până și zilele săptămânii și găsim argumente, adică atât strecurăm Scriptura în gândirea noastră, încât facem din Scriptură nu ce a zis Hristos despre El că este, ci ceea ce vrem noi să spunem despre Hristos, că trebuie obligatoriu să fie. Excesele ortodoxiei le va găsi și în adventism, pentru că, Doamne, iată-mă, nu există pădure fără uscături și știți că Biserica Ortodoxă nu are uscături multe, dar le are groase. În Paraclisul Maicii Domnului se zice așa, ascultă fică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Cum adică uită poporul tău și casa părintelui tău? Uită-ți interesele personale, dacă vreți. Faptele sfinte cărora le aparțin. Noi avem tendința și să știți că este, asta este un bobârnac pentru argumentul că sunt ortodox pentru moșii și moșii, moșii și strămoșii și strămoșii și strămoșii urmeau fost ortodoși. În Ardeal s-ar putea să nu fie chiar așa.
Dar este un argument să înțelegeți că pentru a trebui să mergi, pentru a putea merge mai departe, realmente trebuie să rupi cu legăturile trecutului. Noi lucrurile acestea nu prea facem și acesta ne costă. De exemplu, rămâne în pururi a fost pe spate după prima iubire, după prima întâlnire, visăm în continuare cai verzi pe pereți, uităm să înțelegem că viața înseamnă să mergi înainte, să cauți să mergi mai departe cu demnitate. Și spuneam la sfârșitul cuvântului de la catedrală că viziunea eschatologică a sociologiei este la fel de importantă ca și astăzul ortodoxiei. Cum facem să simțim pe prezent pe Hristos în fiecare clipă? Băi, asta e mai greu, întrebați pe unul bătrân tare, dar în principiu important este să înțelegeți că fiecare clipă pe care o trăiți, nu o trăiți ca întâmplare. Că în Iisus Hristos nu există întâmplare, nu există nimic întâmplător. Noi ne-am obișnuit să fim ceea ce vor alții să fim. Uitați-vă bine, noi învățăm ce vor alții să învățăm, pe câți dintre noi ne doream cot efectiv 3 sferturi din cursurile care le ascultăm de la catedră. Fie vorba între noi. Ce îmi trebuie mie 3 sferturi din curicula școlară pe care o parcurs. Fiul meu m-a întrebat la ce trebuie să învețe să scrie de mână când deja să scrie la calculator. O mare dreptate în felul lui. E bine, când veți înțelege că lucrurile cu adevărat esențiale din viața voastră, de exemplu, răsăritul și apusul soarelui, zâmbetul dușmanului, cel mai de preț zâmbet din lume, zâmbetul dușmanului, zicea părinții, pentru că te învață cum să nu zâmbești. Lucrurile cu adevărat mărețe pe care le trăiți în viața voastră, să știți că ține în primul rând de prezența lui Hristos. Nu-l căutați în cărți, nu-l căutați în întâlnirea canonului, nu-l căutați în snobisme, nu-l căutați în dureri de stomac. Hristos nu este acolo. Bine? Căutați-l în tot ce vă face bucurie, nu în tot ce vă obligă să fiți bucuroși. Hristos nu obligă pe nimeni la nimic, din fericire. Este o rugăciune numită Talismanul Domnului Iisus, în care se spune că dacă îl poți la tine, nu ți se va întâmpla nimic. Și mai zice, eu, Dumnezeu, sunt născut din Fecioara Maria, întâlnatul Sfânt, dar ea a scris cu mâna. Mă rog, știu despre ce e vorba. Deci eu personal cred că astfel de bășcării ortodoxe, din nefericire întreținute chiar de unii dintre producătorii de carte religioasă, în speranța scoaterii ochiului lui acela, știți, cu cărțile astea scoatem ochiul ăla, al cărui ochi îl manipulăm. Deci, din punctul meu de vedere, visul mai și Domnului talismanul acesta și alte câteva profioare de genul acesta, pietiste fără îndoială, sunt aproape alarmante. Sunt alarmante pentru că ne arată că de jos am coborât cu gândirea noastră. Doamne, să mă trătesc că dacă ți-o scrisie, o hârtie scrisă la piept, ești nemuritor, înseamnă că ne-am săcănit pe dreptul și am luat o biserică de oligofren. În niciun caz, lucrurile acestea, talismanele și idolatriile astea mărunte, brălocurile simțite, nu țin de mântuirea noastră. Sunt ținte false. Știți, când un avion survolează o unitate de apărare antieriană, ca să ducă în eroare rachetele care sunt lansate de la sol, lansează tot felul de ținte false. În general, sunt niște bucăți de stagnol. Știți, care pleacă din avion și rachetele își mai trimit 15 o parte din capacitatea lor de luptă. Cam asta a sfârșit talismanele. Pierdem vremea. Mai bine ar fi scris o rugăciune singură lui Dumnezeu decât să fiți scris rugăciuni prost făcute. Cum trebuie să procedezi cu cineva apropiat, ție, care nu crede în Dumnezeu, să-l întâlnești pe Domnul? Cum trebuie să-l abordezi ca să nu se simtă forțat și să se împotrivească și mai tare? Nu crede în Dumnezeu, dar crede în poruncile lui. Să nu furi, să nu minți, să nu poftești din celălalt aproapelui tău. Fără îndoială că morală există și în afara ortodoxiei. Să știți că ortodoxia, am pus ghilimele de rigoare, ortodoxismul a transformat morala în moralism. Cum să ții nasul la rugăciune, cum să te apleci, cum să ceri binecuvântare cât mai hârciogără să toamnă, cum să ții mâinile hârciogește la masă, să ți se nimerească pe îndoamnele acolo neapărat. Deci tot sistemul ăsta, oarecum moralist, care nu prea are de a face cu morala creștină, să știți că îi face pe oameni să se îndepărteze de biserică. Revin la prima întrebare. Sunt convins că astfel de gesturi te pot îndepărta de biserică. Eu nu sunt măsit îndepărtat de acea biserică care se comportă așa. Dar trebuie să înțelegeți un lucru. În general, ortodoxia este ea e viața lumii, nu e nici gândiri mei despre biserică pe interior. Să vă dau un exemplu. Dietrich Bonhoeffer, ăsta e protestant, am dat voie să o citesc, bine?
Deci, om a fost spunea la un moment dat că în biserică trebuie să te dezamăgești de comunitatea din care faci parte. Te dezamăgești de biserică, de biserica care pe care o ai în mintea ta și să te dezamăgești de tine însuți ca să înțelegi că biserica nu este ce credeai tu că este ea. Deci nu o, nu o biserică după viziunea psihologică a fiecărui om este biserica adevărată. Și să înțelegi că în Iisus Hristos biserica este ce a spus Hristos despre ea că este. Trupul cel tainic care așteaptă cea de-a doua venire a lui Hristos. Pentru că noi din nenorocire ne tot creăm tot felul de imagini. Băi, dacă eu vă întreb acum și vă pun să scrieți o hârtie, cum vezi tu biserica? Unul, acum o iau un pic geometric. Unul în față un triunghi, unul în pătrat, unul în șercuit, știu eu, pe acolo, cel taie capul, care sunt mai metafizic și așa, nici nu trebuie să facă forme geometrice. Pentru că în mintea noastră fiecare avem o viziune despre biserică. Uitați-vă bine, fiecare avem o viziune psihologică despre Dumnezeu. Asta nu înseamnă că asta este cea corectă. De aceea încercați să-i prezentați prietenului vostru, celui care crede și nu crede în Dumnezeu, să-i prezentați partea lui Dumnezeu de care Domnul vă îndoiți. Unde simțiți voi că experiența bisericii a dovedit fermitate în lucrurile acestea. Întrebarea care urmează este ce credeți că Papa Ioan Paul al II-lea, ca să revin și să mă înțelegeți, vă spune cum a postat omul ăsta o lume întreagă să-și aducă aminte că este o mare diferență între a fi un om religios și a fi un om credincios. Că un religios este și Dalai Lama. Un religios este și până și Saddam Hussein un om religios, nu? Om credincios înseamnă un pic mai mult. De exemplu, după religie, din drag, când vorbesc despre dreptate religională, injustiție socială, bla bla, vorbesc așa, alienate european, riști să ieși din structura bisericii care, într-adevăr, așa cum mărturisea arhiereul acesta, arhiepiscop de Roma, fără îndoială că leza într-un fel sau altul mărturisirea Evangheliei. Totuși, lucrurile care îi se reproșează cu excepția celibatului preotesc și cu primatul papal la care el de bună voie și nesilit de nimeni decât de împrejurările istorice și teologice a făcut punerea lui un pic înainte, gândiți-vă bine că homosexualitatea, avortul, nu există un om care să fi luptat împotriva acestor lucruri cu mijloace mai morale, și am subliniat, nu moraliste decât acest om. Și pentru atât și tot merită respect. Și pentru atât și tot merită să întrebăm, să învățăm din diplomația exprimării lui și prezenței lui în lume, ce nu contează când vrei să îl apropii prin prietenul tău de Dumnezeu, viața pe care tu însuți o duci. Pentru că, țineți minte, în Scriptură zice că, văzând oamenii faptele voastre, să-L preamărească pe Dumnezeu în ceruri. Dar dacă tu zici că ești un om credincios și colegi prietenul tău te vede tot timpul dezamăgit, disperat, cu o față prelungă, aruncat în aer pururea, deci, v-am zis că marile probleme, s-a descărcat celularul, avem o problemă că ăștia nu au făcut și prăjituri cu frișcă de porc, cealaltă problemă că s-a stricat lucrurile astea așa de 2 bani, știți? Neontologice și lipsite de sens cu adevărat. Că știți că ne merităm soarta și merităm și nu se întoarcă spatele. Chiar o merităm. Din Psalmul 91 mi se dau versetele 12 și 14. Dreptul ca finicul va apări și ca cedrul cel din Liban se va înmulți, răsădit fiind în casa Domnului în curțile Dumnezeului nostru vor înflori, încă într-un bătrânețe unse se vor înmulți și bine vieșuind vor fi ca să vestească. Iar mai departe, din Psalmul 36, tânăra a fost și am îmbătrânit și n-a văzut cel drept părăsit și nici seminția lui cerând pâine. Este puterea de vizionare lui Dumnezeu. Mi se cere să explic acest an. Uite, nu pot să fac promis că până la anul o să iasă tâlcuirea la Psalmul Fericitului Augustin și știți Psalmul și poate că data viitoare am să vin cu scris. În schimb, vă spun că din punctul meu de vedere stativa toată și aceste versete odată în plus, îmi arată că înaintea lui Dumnezeu nu există vârstă, nu există alegere pentru o misiune, ci există de fiecare dată purtarea de grijă lui Dumnezeu pentru ca misiunea primită să se împlinească. Să ieșim toți generali în armata lui Hristos, pentru că pe toți nu vrea general. Părinte, ce poziție să adoptăm față de machiaj? Prima dată, să știți că mă iritam câteodată când l-am întrebat de genul ăsta, dar îmi dau seama că lucrurile simple fac teologia cu adevărat. Intră la machiaj din două puncte de vedere. Teologic. Scrobit. Fiți atent.
Omul fiind chipul slavei lui Dumnezeu, orice adaug sau scădere din el, duce la o demonetizare a lui ca persoană. Se pierde prosoponul, se pierde persoana, se pierde ceva din identitate. Mă uitam la prietenii mei, Huldu și Găinușă, care la un moment dat făceau ei pe rotunzi la bălbuire celorlalți, dar îi se vedea al muscul care lui Găinușă, ăla în dreapta, nu mai știu care de dreapta. Îi se vedea al vasul în jurul ochilor, pentru ca să, ca să consoneze un pic cu spatele, cu toate chestiile celelalte, cu tot ce însemna ambientul în care își desfășurau emisiunea. Și m-am gândit atunci la o imagine pe care o am de când era mic la Brașov, deasupra scenei de la Teatru de Păpuși, două măști, una care râde și una care plânge. E cea mai bună impresie, adică cea mai corectă icoană pe care o am asupra prosopului, asupra persoanei din teologia bizantină. Cred că pe măsură ce ne machiem, uităm să ne aducem aminte că machiajul ține de împărăția inversă în dumnezeirii. În împărăția lui Dumnezeu, pe măsură ce te apropii de chipul lui Hristos, chipul tău se șterge și se aseamănă cu chipul lui Hristos. De aia seamănă preoții între ei și împreună între ei seamănă cu icoanele și icoanele seamănă cu Dumnezeu. La tenticine machia, e? Problema invers. Pe măsură ce le văd să se individualizeze, fără îndoială că se individualizează. Eu nu mai seamănă cu nimic. Uneori nu seamănă cu nimic omenesc. Observați că există un conținut teologic al machiajului. Pe de altă parte, nu vreau să mă tăiesc dus cu pruta pe Someș, că ați avut unul la care a încercat la dumneavoastră în Cluj și nu e omăr. Da? Deci nu vreau să fiu cu... Dar există o dotă de bun simț peste care, dacă se trece, este lezată inclusiv frumusețea feminină. În fond, o parte care se machiază recunoaște ce? Se machiază să arate cum? Mai frumoasă. Deci, în esență, fără machiaj e urâtă. Este o urmare a unui complex. Cum tot timpul complexele au la bază păcate, să caute ce anume este păcate în ea, dar are nevoie de adjuvantul acesta ca să meargă mai departe. Să știți că nici bărbații nu-s departe de femei la machiaj. Ei nu se machiază cu tot felul de șmechiri de genul ăsta. Ei se machiază, își cumpără o mașină mai puternică, o telefonă mai șmechiară, pentru un rant, pentru un ceas mai sofisticat. Există o formă de o mentalitate de emisie și pe linia bărbatului. Numai că el nu este critical, pentru că, fără îndoială, microfonul fiind de sex masculin. Da? Deci, ați înțeles, viziunea patriarcală și pe mine mă deranjează când pentru machiaj fetele sunt date afară din biserică. Domnișoarelor și doamnelor care vă machiați, nu există anatemă pentru machiaj. Cine vă spune că n-are ce căuta în biserică pentru că v-ați machiat, greșește. N-are ce căuta în biserică pentru că n-am înțeles că și machiații se pot mântui. Cu o singură condiție, să se demacheze la tine. Dacă am primit mare dar, și am căzut într-un păcat greu cu prietenul meu, am pierdut darul. Cum pot redobândi darul? Părinte și prin asemenea întrebări, vă iubim mult. D'acord. Sigur că darurile primite, știți, Dumnezeu nu e, era să zic, numele populației care ne conlocuiește și ne va înlocui în curând. Dumnezeu nu e ca, știți, nu și-a niciodată darul înapoi de fapt. Imaginea aceasta unui Dumnezeu care dă și care ia este pe măsura consumismului în care trăim. Biserica nu e un butic în care vine Hristos, ia tăticule ginul ăsta pentru problemele duhovnicești, a, te îndrăgosti de băiat, ia un pic din suculețul ăsta, soră pentru că... Deci Hristos nu e un vânzător de soluții. Mai să nu e tantea din Harry Potter să dea poțiunea, sau aia din Asterix, Obelix și Asterix, știți, care dau poțiunea magică și bat pe romani de spalt. Deci nu e ăsta Hristos. Deci imaginea asta bolnavă care în mintea noastră vine de undeva, știți de unde vine? Exact din cei care și-au pierdut darul. Un Hristos care stă cu mitraliera furului asintită către populație, un care stă cu pistolul la capul președintele acolo și zice, bă, oprește-l pe ăsta că vorbește prostii, da? Deci un astfel de Hristos, vrășmașul nostru, cel care ne faultează furulea, care ne înglodează în canale, nu-i Dumnezeu ce zi care dă soluție în cazul de genul ăsta. Sigur că nu v-ați pierdut darul. Pentru că nu există dar care să-ți aparține și să nu-ți mai aparține. Dumnezeu nu dă așa darurile cum le dăm noi. Știți, dar eu auzi câteodată când se cearță între ei doi iubiți, că
că primul gest de mitoplenie se plătească, de fapt, este ca să zică, știi ceva, să îmi dai înapoi tot ce ți-am dat. Și ăla te lasă și te facă, că a făcut și o sărută la ară, nu? Are ce să facă? Deci, vă rog frumos să o dobiți că în niciun caz nu, Hristos nu pică în tribulațiile astea insipide. În schimb, să țineți minte drama aceea Sfântului Siluan atomitul, care era Sfântul Siluan, nu? Se nevoise pentru darurile primite, cu dor de pustie, cu toate celelalte și când a picat în deznădejdea pierderii darului, a auzit acel țineți minte, mintea mea și nu deznădejduit. Dacă simțiți că aveți un dar, folosiți-l în curăție, trupească și sufletească. Tocmai pentru ca să înțelegeți că darul dăruit vă poate ajuta și vă poate întări în curăția și puritatea aceasta trupească și sufletească. Dar pentru că sunteți curați, să nu-i huliți pe cei care nu reușesc să se păstreze curați. Acela este darul vostru, de a rămâne curați. Să știți că, până la urmă, cârnații ăștia care ne nebunesc pe toți imediat după Paști, dacă se poate, imediat după Înviere, cârnăciorii și celelalte, se fac niște porci teribili de mărdare. Sunt lucruri care pot începe absolut blestemat și să se teme într-un loc binecuvântat, care să aducă bucurie, să aducă onoare. Câți dintre sfinții pe care știți răsile voastre nu au început ca niște depravați? Sfântul Ambrozie are o imagine care pe mine m-a impresionat foarte tare. E spune așa că, în fond, biserica e ca un stadion. Ne-a și cântat în Duminica Iertării, de la începutul Paștelui, la vecernea Iertării, se cântă că, adică se atrage atenția că noi suntem pe un stadion în care încercăm să ne aflăm mântuirea. Și spune că pe stadion, pe cristalizăm toți, suntem toți în căutarea, nu uitați, veniți la biserică și încercați un pic să vizualizați, inclusiv în catedrală. Unde este cupa? Pe Sfânta Masă, unde este Hristos, nu? Acolo e cupa. Hristos ne dă cupa până la urmă. Unii alergăm repede, unii alergăm mai încet. Important este să trecem pe ușile împărătești ca să primim cupa. Cine ne face galerie, spune Sfântul Ambrozie? Sfinții de pe pereți, deci icoanele care sunt pe pereți, ne fac galerie. De ce? Gândiți-vă bine. Acolo sunt cei care au fost curve, bețivi, neîmpliniți, ucigași de oameni, care s-au pocăit și prin exemplul lor ne fac galerie. Băi, și eu am fost ca tine, dar fost, du-te înainte, luptă, ridică-te, umblă! Închipuiți-vă o biserică, eu, aici este, cred eu, personal, cred că aici este drama protestantismului, cine Dumnezeu să le facă galerie? Dășteții de pe tușă? Care tot timpul m-au început, stat, la chestia asta mai facem, la frații ăștia de lămurișul, mai facem acum o enciclică să vă explicăm noi despre ce-i vorba la protestanți. Stai că facem noi un sinod în care șmecherim un pic Scriptura. Nu merge cu așa ceva. Eu îi dau slavă lui Dumnezeu că am trăit într-un popor, s-o luați exact cum mă zic, de prost cunoscător ai literelor, dar de mari cunoscători ai lui Dumnezeu. Și că în icoanele acelea și-au găsit galerie mult mai de prost decât în tot felul de întorsături ale limbi din gură și ale pixului pe hârtie. Ca să-l pieream. Uitați-vă bine că toți care ne dau lecții de supraviețuire în lumea aceasta alienată european, sunt pe cale de dispariție, din nefericire. Care sunt mijloacele prin care reușim să nu risipim și ci să păstrăm comunia cu Dumnezeu? Exprimarea aceasta tehnicistă, care sunt mijloacele, mă duce cu gândul că de fapt nu prea avem mijloace. Mijlocul prin care putem să rămânem împreună și să păstrăm comunia cu Dumnezeu este darul lui Dumnezeu către noi. Mă întorc la una dintre întrebări care spunea cum să facă să explice celuilalt ca să-l ia, ce are de făcut ca celălalt să rămână și să creadă în Dumnezeu. Nu prea avem multe lucruri de făcut. Suntem cam limitați în puteri, de aceea trebuie să-L mai lăsăm și pe Dumnezeu să lucreze. Știți că v-am mai spus și altă dată și este sentimentul pe care îl încerc de fiecare dată când încerc eu să fac pe bășpetul, să-L meritesc, ce s-o luce, să dau eu la chestia asta. Știți că am ca toți ăștia de pe la FRF care au dat soluții în locul lui Pițor, că știți pe aici, ce să facem noi acolo, bă. Există responsabilitate. Hristos, răstignindu-se pe cruce pentru mântuirea noastră, și-a asumat și această responsabilitate că nu ne va lăsa fără soluții. Cu o singură condiție. Să nu le vedem ca soluții și să lăsăm pe lui Dumnezeu să lucreze. Când noi însuplinim tot timpul și ne credem niște Dumnezeu așa, era să fac gestul ăla al maneristilor, știți, cu mușchii tari să rupe în noi lumea, salut! Deci câtă vreme nu lăsăm pe Hristos să lucreze în ceea ce are de lucrat, să nu va aștepta să noi cu prostia noastră putem suplini înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar mijlocul cel mai de preț, v-am spus, este această păstrare a comuniei, dacă vreți, directe prin rugăciune, dar și indirecte prin spovedanie, și foarte directe prin împărtășanie, dacă vreți, dacă nu s-o pătiți că aceste mijloace
sau epuizat și gata, m-am împărtășit, mă duc acasă, am avut comuniune cu Iisus. M-a auzit pe la frații ăștia neoprotestanți, care întotdeauna, imediat cum s-au atins, m-am atins de cu tare, gata, acolo este... Nu e așa de simplă treaba. Asta poate fi viziunea psihologică, o stare de bine, știți? Ca și cum ai băut o bere bună, s-a picat bine, fui, și respiri ușurat. Nu e asta. Știți? Este exact ceea ce spune acolo. Auzit, cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește, zice noi. Pentru pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pacea pe care o cerem nu e o pace de bălălări. E pace dinamică. E pace care te pune pe gânduri. E pace care te doare. Vin închipuiți pe Hristos stând în pace în cerul când se întâmplă ce se întâmplă în lume. Să fim serioși. Să fim serioși. Cum să procedăm în viața duhovnicească atunci când avem bucurii, te încrezi prea mult în tine? Dacă ai o viață duhovnicească, nu ai niciodată bucurii. Ai fericit în așteptarea bucuriei supreme. Dacă le ai pe acestea, niciodată nu te crezi în tine. Pentru că în măsura în care te încrezi în tine, ieși din viața duhovnicească, nu mai ai fericit și aleluia bucurii. Știți, când noi socotim viața duhovnicească, păi în asta mă intrigă oarecum. Mă, viața duhovnicească e și să iei fixul și să rezolvă problemă bună la fizică sau la matematică. Dacă asta va fi meseria ta. Asta e viața Duhului tău, pentru care te-a pus Dumnezeu să lucrezi, ca să arăți fața matematică a lui Dumnezeu către lume. Care e marea problemă? Noi credem că pururea viața duhovnicească e o chestie așa, un sindrom filocalic. O traducere dintr-un Sfânt Părinte, un volum cât mai gros de lectură. Nu acolo e toată treaba. Fiecare își face treaba lui unde este pus. Și dacă o face cu bun simț, în adâncă așteptarea darului lui Dumnezeu, nu e problemă. Mai trebuie să ne punem firme, știți, la ușă. Mamă, nu bate la ușă, acum sunt într-un moment de viață duhovnicească. Nu? Te duci la examen la facultate și zici, am propus-o subiectul acesta, nu se adresează filocaliei 4, din care eu aseară am făcut exageza și am avut. Fii serios. Că noi avem tendința aceasta oarecum disperată de a arunca peste bord tot ceea ce... Deci noi avem preocupări unilaterale. Ne preocupăm foarte mult să fim foarte deștepți, duhovnicești. Asta e o preocupare unilaterală și arată că suntem un pic egoiști. Când devenim folositori lui Dumnezeu, când între ceilalți lucrând perfect ceea ce ne pune Dumnezeu să facem acolo, oamenii văzând faptul dumneavoastră, îi vor preamări pe Dumnezeu din cer. Pot să fii doxologic și spunând că 1 la minus 1 egal minus 1. Nu? Nu-i doxologia asta? Nu spun eu. Orice 1 negativ este drag. E deja doxologie. Trebuie să le gândești o dată o furtie și crezi că toată lucrurile... Câți dintre dumneavoastră n-ați avut să întâlnită, poate nu în primul an, că încă mai erați des de intrare și cum ne-ați arătat voi la părinți, că și voi puteți, pe mușchii voștri, pe starea voastră, pe banii lote, ce mai multe ori. Știți că tot îmi spune, părinte, să vă spun, am intrat pe meritul meu la facultate. Câte meditații ai făcut? Păi, dintr-a întâlnirea... Cât ai mâncat, mă, și că părinții mei nu m-au ajutat cu nimic. Ce vorbești? S-au ținut cu apă de la vecini și cu iarbă de la capătul satului. Să fie în serios. Să nu m-au obțat în părinte. L-ai născut din polenizare între două. Nu a avut corporalitate. Deja vă dați seama, e născut aton. El n-a avut corporalitate. Fiți serios. Fiți serios. De aceea vă spun că nu știu ce, nu știu cum aș putea desfini viața de vorbicească. Dacă am luat paradigma mănăstire, viața duhovnicească, foarte bine. Mergi în mănăstire și vezi acolo câtă fericire te va suprinde. Dacă luăm paradigma, viața duhovnicească este în reverendă cu barbă, cu metanii, uitați-vă bine la noi. Uitați-vă bine la noi. Eu nu spun că nu e viața duhovnicească. Eu sunt fericit și pe ultima treaptă a vieții duhovnicești pe care o duc. Știți de ce? Îi spuneam părintele și v-am spus-o și nu am decât o boteală sfârșită. Dar dacă o boteală asta o poate folosi Dumnezeu, să vă ajute pe voi la ceva și să mă ajute pe mine la mântuire, eu sunt bucuros să-i dau o boteală lui Dumnezeu. Vă sunteți proști. Doamne ajută! Cine e deșteptul deșteților? Prostia voastră să-i dați lui Dumnezeu cu inimă curată și o va folosi să-l îndrepte pe unul mai prost ca voi. Știți chestia asta? Nu, aia e viață duhovnicească. Dacă nu, normal că nu te bucură nimic. Poți să stai să levitezi, dai din urechi, așa.
deasupra tuturor volumelor de lectură duhovnicească. N-ai făcut nimic. Să știți că unul care se ridică din lectura psaltirii și tot nemulțumit și bordobănos, cred că se deranjează faptul că ăla mirat în biserica și că ăla n-a făcut, ăla n-a făcut, ăla e mai mult plin de ăla decât de el. Și cu atât mai puțin de Hristos. Ce părere aveți despre scriitorul convertit Danion Vasile cu referire la Cartea Nunții? A doua ediție am prefațat-o, vă rog să citiți prefața de acolo. Ce este contemplare? Din punctul meu de vedere, este cea mai ușoară rugăciune pe care o putem face. Aduceți-vă bine aminte. Sunteți într-un dintre cele mai frumoase orașele țării și sunteți poate printre cei mai cârtitori cetățenii ai lui. Când veți învăța să vedeți dincolo de zidurile astea, amăriții care le-au zis, nu contează, români, maghiari, șpari, chinezi, ce o să vă spun. Când veți vedea că fiecare cărămidă de aici este mai mult decât o cărămidă, este o persoană care a pus mâna pe ea, veți învăța ce înseamnă contemplare. Pe de-o parte. Iar pe de-altă parte, mi-am luat aminte de o spusă care pe mine m-a impresionat foarte tare. Am trăit-o fără să vreau, este un episod din viața mea, am ajuns și eu ca Pilat în pont, am ajuns în Svizzera, în Elveția. Și eram într-un microbus cu frați catolici. Ăștia conduceau, erau entuziasmați de zăpadă, am mai văzut zăpadă, de vârf de munte, am mai văzut vârf de munte, de lacuri, am mai văzut lacuri. Dar adevărul e că cele de acolo aveau o așezare pe care Dumnezeu a îngăduit-o să fie așa. Și mi-au spus la un moment dat, zice, ce frumoși sunt munții ăștia. Bă, așa era. Tocmai erau de o frumusețe de-ți vedeau lacrimile. Și am zis, da, dacă acești munți sunt atât de frumoși, cât de frumos poate fi Dumnezeu care i-a făcut. Dacă nu treceți în ceea ce vedeți, dincolo de ceea ce vedeți, înspre Dumnezeu care toate le-a făcut să le vedem, n-am făcut nimic. Când am zburat prima dată cu avionul, când a trecut de plafonul de nord, am început să plâng ca un prost. Dacă se uitau la mine, că s-o simți popa. Voi, de o frumusețe cum nu vă puteți închipui. Cei care au făcut experiența am dat dreptate. Nu, e peste puterea. Ochiul nu rezistă să nu plângă. Dar așa joi mă gândeam că mai jos, cu câteva mii de kilometri, erau, treceam pe deasupra Sibiului și mă gândeam la copiii mei, la soția mea, la studenții mei, care atunci poate că făceau liturghie sau se rugau pentru întoarcerea mea cu sănătate. Deci, dincolo de toate lucrurile pe care le vedem, sunt persoanele care ne leagă în mod absolut cu cel care este persoana absolută și care este Dumnezeu. Dacă nu, la contemplare ajungem ca draci, știți? Că zice că și dracii se miră, dar nu mai admiră. Ei se duc la munte și că, o, ce munte frumos! Eu am să fac unul mai mare decât ăsta. Așa au apărut întreprinderile, nu? Cu urnală. Cu... Puteți explica două puncte. Cel ce nu cunoaște adevărul nu poate nici crede cu adevărat, căci cunoștința naturală premerge credință. Acum, eu am o problemă cu adevărul, pentru că e o întrebare probleme care preocupă pe toți teologii, să zicem, și eu mă încadrez pe acolo, dar ca pedestru în teologie, să știți că a cunoaște adevărul nu înseamnă neapărat și a stăpâni. Adevărul că în foarte multe lucruri cunoaștem un adevăr natural, că apare și că răsare și apune soarele, exact ce vorbeam despre contemplare, dar nu ajungem și la adevărul divin, adică rostul pe care l-a rânduit Dumnezeu apusului și răsăritului. Pentru că apusul nu este făcut să ascundă discotecile noastre și mitocăniile noastre de prin discotecă și nici pe hoții care sparg geamuri, iar răsăritul de soare nu este făcut ca numai mamele să se trezească să ducă copiii la școală, ci din când în când și tații. Când reușești să treci dincolo de adevărul natural care ți se descoperă la adevărul cu adevărat duhovnicești, lucrurile se așa un pic astfel și ești bucuros. Treci într-o asemenea bucurie pentru că te-ai împlinit în fericirea, în fericirea vederii adevărului. Îndată timp cât lucrurile acestea nu mai contează foarte mult dacă le teoretizezi. Și te bucură doar dacă le trăiești. Și vreau să vă mai spun ceva. Nu înseamnă că adevărul meu plus adevărul tău plus adevărul tău plus adevărul tău plus adevărul tuturor celor de aici sau adevărul absolut. Până la adevărul absolut e un pic mai mult decât suma adevărurilor rostite într-un anumit moment dintr-o anumită istorie a lumii. Ce părere aveți despre muzica rock? Satan, desigur.
sunt câteva bucăți muzicale care eu cred că ar fi prins bine dacă nu ne-ar fi încadrat la muzică rock, poate că ar fi scăpat de critica rigidă a celor din jurul nostru. Nu cred că o muzică poate înstăteni, cum nu cred că o muzică poate destăteni. De exemplu, pot să fiu un tip citit, cultivat, care să te destinzi pe alfa vie, știi, pe Forever Young, de exemplu, nu? Și pot să fiu un foarte bun cântăreț la strană muzica bizantină, să mă analizez nazal cuvântul Domnului și ești mult mai la podea decât ălălalt care stă și ascultă în căști liniștiți într-un colț, lucru care lui îi pliește. Nu pot să am o părere generală despre muzica rock pentru că nu o cunosc pe toată. Știu sigur, în schimb, că în jurul muzicii rock s-a creat alt soi de idolatrizare și că prin aceste manifestări au pătruns către tine mai ușor, pentru că astea au fi pătruns, dar mai greu. Mai ușor, lucruri oarecum negative, știu, consumul de drog, consumul de alcool, dar nu înseamnă că dacă aceste lucruri s-au întâmplat, gata, debordăm tot peste bord și de acum, de mâine, începând la radio, vom asculta numai, știu eu, flaut sau șuierișcă, sau eu știu ce mă pune. Știți? Grigore Leșe. Ăla n-ar fi rău de ascultat, că am mai învățat să cântăm și noi. Dar în esență, muzica rock devine periculoasă în sufletul periculos. Deja ce obit și deja periculos. Nu cred că un ortodox care își trăiește bucuros ortodoxia, muzica rock gata l-a închinat și s-a deschis ușa către ea și ea se duce direct la cuptorul cu microunde, nu ăla din stânga, unde sunt popii care nu înțeleg nimic, la ăla din dreapta, unde sunt exagerații biserice. Mă împiedică faptul că port pantaloni sunt fată în viața duhovnicească? Vezi! Dacă poți să faci mătări, nu te împiedică. Nu, înțelegeți? Adică sunt anumite lucruri, eu nu știu ce să zic. Astea sunt întrebări care pe mine mă spământă, pentru că eu sigur s-ar putea să zic vreuna și să mă bată părintele nu știu care din chiria, nu știu care din capătul peșterii, de nu știu unde, care nici nu a văzut pantaloni pe femeie. Și care gândește în afara unui sistem social despre ce ar trebui rezolvat în buricul sistemului social, de a nu rezolvă problema tâmpitului de ucenic de la mănăstire care împrăște erezii prin noștri. Știți? Deci eu sunt un pic șocat de chestia asta. Nu, eu personal cred că vă puteți mântui, aduceți-vă aminte, Maria Egipteanca s-a mântuit în pielea goală în pustie. Și n-a mai deranjat pe nimeni. Și până la urmă s-a îmbrăcat într-o bulană de bărbat, știți? Așa o problemă. Nu ne aveți foarte mare grijă ce soi de pantaloni purtați, că am văzut la traseistele dintre Alba și către Cluj, câteva perechi de pantaloni de gândire că nu le au pe aia. Adică, un pic de hap aș voia, știți, nu chiar, nu te duci așa ca zăluz, dar nici la biserică. Poți să fii și în fustă. Da, nu-i milici. Poți să ai o fustă mai lungă decât avea mai întâi atrasită tot fara asta. Să calci pe aia pe din cap și să-ți mintești pe lume. Nu? Adică sunt exagerările niciodată nu mântuiesc. Exagerările niciodată nu mântuiesc. În post, părintele e obositor de aglomerat. Spovedania mea e parcă degeaba și când mă gândesc la părinte, îmi vine să nu-l mai rețin. Ce să vă zic? Asta e adevărul. Știți ce mă doresc cel mai tare? Că în post să găsesc să vină toți canceroșii bisericii la spovedit. Știți cum e? Una este că lucrezi cu oamenii tăi cu care te-ai obișnuit, niciodată când lucrezi cu oamenii care niciodată nu au păcat în biserică. Eu vă cer în numele lui Iisus Hristos, cei obișnuiți în biserică cu spovedanii de astea. Faceți loc celorlalți. Că de atâta pioșenie la părintele duhovnici, de atâta pioșenie la învântate și vorbesc, rămâne la el, nu mai am nicio șansă să ajungă la un duhovnic. Eu m-am uitat, mitraliat duhovnicii vreți, v-am spus, pentru ce mă spământă că pururea mintea noastră, Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu trebuie să execute în tocmai și la timp ce trece prin capul nostru. Nu se întâmplă asta, nu sunt oamenii lui Dumnezeu. Păi nu e chiar așa, știți? Și mai este încă ceva. Eu cred că duhovnicul este valoros numai după ce moare. Atunci puteți merge liniștiți, spuneți cât vreți pe el, numai că vă grăbiți să-i omorâți pe totul. Părinte, am avut aproape de 40 de ani, Doamne ajută, sunt necăsătorită, Doamne ajută, am avut prieteni de strict, chiar și relații serioase de câțiva ani, Doamne ajută. Nu mă pot hotărâ pentru căsătorie, deși iubesc persoana, pun totul pe seama farmacelor.
Am o viață duhovnicească. Serios, asta scrie. Ce poate îmi dați? E importantă căsătoria sau să rămân singură? O să rezist fără copii? Haideți să lămurim ca cu farmicile prima dată. Personal, cred că am ajuns o biserică vecină cu televiziunea. Să vă spun. Când a spus mesajul bisericii, ce spune? Diavolul, apocalipsă, trăsnete, tunete, danțuri, mitraliere. Dar televizor ce se aude? În ultimile zile se spune? Dar tot timpul se aude așa. Coscodac, dar tot dăstea. Ascultați-mă bine și să țineți minte ce vă spun. Adică să încercați să mă, nu știu, aș vrea să mă înțelegeți că n-am luat o razna. Sper că n-am luat o razna. Nu am nimic. De vreme ce biserica îi aparține lui Hristos și îi este capul și că îl îndurerează orice mădular care se supus durerii, cum vor fi fi să vă lasă pe mâna diavolului? Trebuie să schimbăm Evanghelia, să întoarcem pe dos cumva? Cu câtă jenă vorbesc evanghelicii că s-au întâlnit cu diavolul? Cu jenă efectivă. Ori noi, când nu e de bună, drac! Vine una, spune-te, mie mi-a legat cu numire. Bă, la ea? N-are nimic păcate! Dom'le, ăsta sunt un pic și să știți că mare parte din vină o poate preoții care speculează pe prostia dumneavoastră și pe naivitatea dumneavoastră. Nu zic să mă iertă, că sunt preot al bisericii și... Dar credeți că noi nu vedem, eu nu văd sau noi nu vedem sau... Ceilalți care ne putem revelare, credeți că nu vedem pe colportorii de prostie din biserică? Pe antipastorarii noștri? Pe deschizătorii noștri de pragile? Cum să ne vedem? De aceea încercăm să ne mișcăm mai natural printre dumneavoastră. Ca să înțelegeți că până la urmă, Doamne, iată-mă, nu suntem la mâna diavolului. N-avem cum fi la mâna diavolului. Câte vreme suntem botezați, miroși, spogăliți, împărtășiți. Adică trăim în energiile necreate ale lui Dumnezeu. Păi când îl tot afim pe chiriplicul ăla, îi scap din puterea lui Dumnezeu de bunăvestire. Noi niciuna nici tot știți cum a fost aia. O știți sigur aia cu mânătirea și el dea ouă de bibilică și... Ce fastidie era vinerea mare? Nu, 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 dar dracu m-a fost. Și dracu de după să bătă, fii firmus, nici eu nu știam pe asta. Până la început oamenii să spună că diavolii le-au legat cu lumină, cred că dracu nici nu știa ce avea de făcut. Nu, haideți să fim, luați-o logic. Cum vă spun? Sunt atât de multe lucruri în biserică de bun simț pe care nu le mai afirmăm. Nu, vă spun eu, când nu ne întâlnim în iubirea cu celălalt, este pentru că ne-am dorit exact ceea ce vă spuneam că ne dorim și în raport cu Dumnezeu. Un anumit iubit pe care mi l-am creat psihologic. Și câte vreme nu învățăm să renunțăm la ceva din euul nostru, de dragul euului celuilalt, de dragul persoanei celelalte, suntem fiind noi. Căsătoria nu este dictatura unui împotriva celuilalt. Este împreună răstignire pe cruce. Ce tot o puțin atâta că nu s-a potrivit? Doamne ajută! Dacă nu vine fost frumos pe călalt. Rămâneți așa în lume. Încercați să vă împliniți, să priniți Evanghelia. Evanghelia nu este dată sector căsătorit, sector necăsătorit, sector mânar. Este identică, una pentru tot. Iar prima fericire spune, fericiți cei săraci cu Duhul. Adică cei care se golesc de Duhul lor și se umplu de Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă viața duhovnicească până la urmă. Să te deșerți de tine ca să te umpli de Dumnezeu. Când te deșerți de tine și te umpli de Dumnezeu, nici nu mai contează cum ești, căsătorii, necăsătorii, călugă, cu copii, fără copii, pentru că l-ai pe Dumnezeu. Și când l-ai pe Dumnezeu, ai tot ce înseamnă lumea întreagă. Dar nu o fățim, o tot ascundem, dar dacă... Și uitați-vă bine ce drame trăim, ne punem noaptea la culcare și... Oameni, era mai bine... Și ce părinte am insomnii, n-are insomnii, are gânduri. Și gândurile au duc la deznădejde și deznădejdea este păcat împotriva Duhului Sfânt. De ce? Pentru că se îndepărtează de sensurile vieții tale reale. Știți, ca înainte de meciul cu Olanda, mă iertați de vulgarizarea discursului, deși până la urmă și jocul de fotbal tot un soi de bisericuță. Uitați-vă înainte de meciul cu Olanda. Uai, ce rupeau ăia plata cu olandezii, dădeau cu elefon. Bă, nu să zici ce ai vrea să faci și apoi să dovedești ce poți să faci. Știți, poate că cineva își dorește, spune mie cineva, știți, părinte, eu m-am venit să rămân celib. Bă, frate, doamne ajută dacă pot. Nu pot să pot, să trebuia să mă încurajați, îmi spuneți că pot. Nu, bă, nu pot, uite-te cum îți fac ochii în cap, ca la jocul de biliard. Bă, când vezi o fată și așa prin beculețe, ce bine am venit cu povești de astea? Pentru că pot să rămâi celib în lume când te educi pentru asta. Când ocolești, de exemplu, prieteniile. Prietenile acestea un pic sexuale.
Când te îndepărtezi un pic de ispite, când nu te aprinzi televizorul să te uiți la toate prostile, când nu consumi alcool, când stai deoparte, când nu te supraieșiți cu cafea, când ai grijă de lucrurile acestea, inclusiv la ce mănânci, ce bei, ce citești, ce vezi. Omul e toate astea la unaltă. Nu, tu stai toată noaptea la televizor, te uiți toate programele de alea codate, după aceea îmi vine la mine și spune, știi, spune, da, mă, tu ispită. Nu, ești tâmpit! Ispita ta ești că ești tâmpit. Nu înțelegi că dacă te uiți la portările alea, ălea joacă feste între erași și de acolo îți pleacă tot sistemul. Nu, păi ai Duhul a pus, mă. Cine a primit biletul să nu se socotească tot răspunsul pe prezență, Doamne ferește. Părerea mea personală este să încercați să vă găsiți duhovnicul cu care să reglați direcția tirului. Sigur că vi se poate potrivi să fii rămâneți în urmă. Doamne ajută! Eu să știți că sunt încântat de toți oamenii care reușesc să-și ducă vocația lor până la capăt. Să știți că, pe de altă parte, inclusiv căsătoria este fecerie, nu? Încă o fecerie înainte de căsătorie și o fecerie după căsătorie. Care e problema? După ce te întâlnești, poți să te culci cu orice femeie din lume? Nu, trebuie să faci numai cu alta. Deci, dintr-o dată, ai unică direcție a actului tău sexual. Deci, asta înseamnă fecerie. Unidirecționarea a darului pe care Dumnezeu ți-a dat. Mă mai credem că totul este o chestie biologico-ginecologică acolo și salut. Nu e așa de simplu. Sunt prietenii serioase, cum a spus noastră în text, asta presupune că a trecut o vreme, că a fost plimbat, că ați admirat cine se uită deja la un apus de soare împreună cu celălalt, nu poate face abstracție că celălalt există. Dumnezeu să mă ierte. Nu, mirosul de salcâm. Una e când un miros singur sub salcâm și alta cu fata sau cu băiatul care bănuiești tu că ai putea să fii împreună. Are nici mai contează de asta. Ce miroa de acolo. Veșmântul ăsta, să știți că veșmântul de romantism în care se îmbracă tinerețea noastră de cele mai multe ori, e ceva din sărbătoare. Știți, mie spunea odată un prieten de-al meu, profesor din a mea de facultate, că băi, că știi că mai zile la fetele astea care cântau la strană, prea cântă în pantaloni și băi, nu te înțeleg că când zic, eu sunt însurat și slujesc în biserică, nu mă uit decât la fața omului. Ce cauți tu de la față în jos? Ăsta e romantismul. Tu, eu când sunt în biserică, eu sunt preocupat de cum se iasă slujba, cum să-l fac pe Hristos din icoană, că să-l vignească. Mă înțelegeți ce vă spun? E atât de încordat Hristos în icoană, că mi-e milă de el. Ce să-i mai dau eu de lucru? Să mă apuc să-l mai... Hai, știi că-i spate, uite-l, 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 deci biserica nu-i pură unul împotriva celuilalt. Ce când conștientizez că celălalt e la ananghie, să-l iei în cârcă și să treci pe mai departe. Cu o condiție, să-l poți duce în cârcă. Nu luați haruri pe care nu le puteți purta. Început să vă spun că n-am un pic că sunteți încă blocați pe inteligența voastră care v-a oferit posibilitatea să faceți facultate, totul e ok. În anul 2 vă treziți voi că cu altcoza nu-mi va bine. Și în anul 3 vă vine să dați cu toate zidurile de pământ și să-i strângeți de gât pe toți care v-au îndemnat să mergeți în direcția, că nu era așa care vi se potrivea. Și de unde vine asta? Din faptul că totdeauna în jurul nostru, societatea crede că a fi om înseamnă să ai. Când de fapt societatea înseamnă să n-ai, să dai, să n-ai, să dai, să n-ai, să dai, să n-ai. Deci din ceea ce n-ai să dai. Actul sexual în timpul căsătoriei este păcat dacă nu este făcut cu scopul procreării. Nu cred. În primul rând, nu procreăm prin act sexual. Procreăm prin împreună lucrare cu Dumnezeu. Altfel, cred că tot ceea ce se face cu îngăduința lui Dumnezeu, cu cererea binecuvântării Lui și în împlinire cu El, nu poate fi păcat. Să știți, și eu spun cu riscul de a fi spânzurat de toți românașii din România, eu cred că foarte multe drame din familie noastră se petrec și pentru că noi punem pe oameni cruci pe care nu le produce. Nu spun că sunt adeptul anticoncepționalelor, prezervativelor, vieții de desfrâu în familie, ferească Dumnezeu. Dar vă închipuiți că se poate naște un copil dacă Dumnezeu nu îngăduie să se nască? Nu vă mințiți. Nu vă mințiți. Copilul oricum e mai mult decât un monozigot. Părintele meu duhovnic a fost nevoit să se mute din localitate, de eu sunt nevoit să-mi aleg un alt duhovnic. Ce sfat îmi dat în această privință ca să fac o alegere bună? Deschide ochii. Uită-te bine.
E ca la medicul stomatolog. Dacă te duci de ala și ți-o scăpat polizorul pe toată fața, nu te mai duci a doua. Nu? Te duci și ca o somnă care ți se potrivește. Să știți că relația asta duhovnic-penitent este un pic așa răstignitoare. Totdeauna ucenicul așteaptă de la duhovnic așa o maximum de părinte să fie la dispoziția mea, adică te sun, hello, father. Am o problemă, tocmai mi-a ieșit un coș în nas, binecuvintează că mi se usuce coșul. Da. Ce vreau să vă spun prin asta, că o relație nu se construiește pe miculisme de asta, dar se construiește și pe acest lucru. Toate lucrurile importante din viața voastră stau pe împreună lucrarea cu duhovnicul vostru. Și când spun lucruri importante, să știți că inclusiv, părinte, mă duc la întâlnire cu fata. Ce cravată îmi pun? Verde sau albastră? Ce costum mai roșu? Da? Deci în momentul ăla duhovnicul trebuie să spună, bă, băiatule, ori schimbă costum, ori nu-ți lua cravată, nu? Deci trebuie să aibă... Asta înseamnă... Vedeți că fai un lucru la prima vedere? Nesemnificativ, dar care în raport cu fata pe care băiatul vrea să o întâlnească și îi cunoști pe amândoi, numai tu știi cât ai chinuit ca de omnic, să-i aduci așa măcar în sfera unul la altuia. Că știi, de exemplu, ce visează el și ce visează ea și tu dai seama că din mulți tăi ucenici, numai mai de capul nostru ucenici ce facem, trebuie să-i aduci cumva să se apropie, să se vadă, pentru că îți dai seama că între cele două suflete ar putea fi o concordanță, o capacitate de împreună purtare a crucii, ar putea naște niște copii sănătoși, frumoși, bucuroși, ortodoxi, pentru că ortodoxia se dezvoltă și fizic, nu numai așa. Și ce neamă, dacă ne-am apucat, o să ne călugărim, dar acum ortodoxia așa suitoare. Da? Ori, pentru lucrurile astea trebuie să fii dispus, să poți să pricep lucrurile acestea și să înțelegi că duhovnicia mai mult decât aghiazmă dată peste fața omului și omăiască. E un pic mai mult. Iar în ceea ce privește alegerea duhovnicului, să știți că și mie mi-a fost foarte greu și am așteptat și am așteptat și Dumnezeu nu lasă. Deci când te rogi la Dumnezeu, trimite și omul de care ai nevoie. Pentru aceea s-a făcut Dumnezeu om la fântână, la fântâna Siloamului, pentru ca toți cei care se plâng că n-au oameni, Hristos să înlocuiască omul lipsă și ei să lasă pe omul de care au nevoie să meargă mai departe. Tot în Hristos să rezolvă și problema. Cum puteți explica faptul că în Biserica Ortodoxă la rugăciunea pentru cei adormiți s-a pomenit Papa Ioan Paul al II-lea fiind catolic? Bă, hai să lămurim. Dumnezeu să mă ierte și Maica Domnului dacă greșesc, iar voi dacă vă mintiți, mintiți. Bă, de când am ajuns noi ca Biserica Ortodoxă puitor de zăbală în gura Duhului Sfânt? Punem pocuită de Dumnezeu. Ăla-i dracu, ăla-i lacu, ăla-i tâmpit, ăla-i bun, numai noi deștept, pur, cumin. Păi noi avem catolici cu ghiotura în sentimente și în juridisme înguste și în cezală patismă pe trecute, nici o cunosc, de nici nu-i mai vedem de câte de noi. Ortodoxia nu se măsoară în reacții alergice la credincioșii celorlalte culte. Litera O, de la începutul confesiunii noastre, este litera deschiderei maxime. Adică, atunci ești ortodox când ai capacitatea să te rogi pentru tot și pentru toate. Pentru tot și pentru toate. Aveți senzația că de gura mea nu să-L mântuiască Hristos pe Ioan Paul al II-lea? Să fim serioși. E chestie de respect în raport cu un om care până la urmă a servit unor intereselor ortodoxiei mai mult decât, nu spun, instituția care nu mai servește de mult interesul României. Nu? Dacă moare mâine unul sau doi sau trei dintre foștii demnitari ai României care ne-au aruncat în tot felul de mizantropii idiote, fiind ortodox, gata, pot să-l pomenesc că important este să fiu ortodox cu certificatul de botez. Mi-aș fi dorit să știți uneori să avem între preoții noștri, nu spun între arhierei, că ăla nu sectorul meu, dar între preoții noștri oameni de demnitatea, de acuratețea creștină și de capacitatea de a face pacea acestui bunicut polonez. Știți, mi-e teamă că uneori uităm să vedem dincolo de garduri frumusețea câmpiilor. Un stăstor cum era supraconfesional până la urmă, fiind președinte de statul, pomenim pe președintele statului Vatican, nu pe papă. Da? Deci, putem să găsim și un element juridic, dacă vreți,
Încă ne rugăm pentru conducătorul lumii. Ne rugăm pentru un conducător de stat. Sigur, da. Cine spune asta? Evanghelie. Da, cezarul ce a cezarul și Dumnezeu ce a lui Dumnezeu. Papi, nu pot să-i dau acum ce să facă cu 10.000 de lei ai mei. N-ai ce face. Dar pot să-i dau dragostea mea, respectul meu, rugăciunea mea, bucuria mea de a nu fi catolic. Din bucurie că nu m-am găsit Dumnezeu catolic, mă rog pentru el, ca măcar în rai, în împărăția lui Dumnezeu să fie în unitate de plină cu ortodox și cu care se va întâlni acolo. Eu chiar în tipul rea așa, cum să fi întâlnit acum Părintele Stănivaie cu Papa Ioan Paul II. Păi, eu am ieșit aici, și Dumnezeu Dumitre, Doamne ajută! Cred mult mai mult într-un astfel de rai decât într-un rai în care și acolo se scuită Sfinții între ei. Este păcat dacă intrăm în biserică cu capul descoperit. Important să nu intrați fără capul în biserică. Asta am îngăduit unul dintre bilete sunucite. Ce părere aveți de preoții Sfânt, Părintele din Simeria, unde merge multă lume, nu e previlar, dar am auzit că a fost cineva la dânsul cu o poză de la o fată, iar dânsul când a fost mâna pe poză, i-a spus ceea ce a păzit fata? Lucrează cu puterea lui Dumnezeu sau acel întunecat? O, nene, cine nu a pus mâna capul pe icoană și n-a... O, trebuie să pui, vă dați seama cum a zis, să pui capul pe icoană și să ai gândul lui Dumnezeu. În aia cred. În pusul mâinii pe poză și să știi ce-i cu fata, am rezerve. Mă îndoiesc ca mare. Dar să pui Sfântea pe... Să pui Sfântea pe Sfânta Masă la liturghie, după ce s-a pogorât Duhul Sfânt peste pâine și vin și ai înaintea ta trupul și sângele lui Hristos și să simți cum vibrează Sfânta Masă și din vibrarea aia să umpli lumea întreagă cu frisonul pogorât Duhul Sfânt, în asta cred. Dacă poți să pui mâna pe... Vă dați seama ce interesant ar fi să zicem o poză cu unul care e mort de vreo 60 de ani și să ne spună, e bine, mersi. Că se întâmplă și de astea. Deci, în cazul amintit, dar și în alte cazuri, am auzit și gogorițe de genul ăsta. Știți? Adică, e o tanti care ne arată și la televizor, că la B1 TV, tot timpul și au ceva paranormal acolo. Cel mai multe interviuri, de exemplu, cu unii dintre foștii președinte săi. Și el zicea că e un președinte paranormal. În momentul în care au arătat-o pe o tanti care ea zicea că e maică, dar nu avea nici chiroteție, nici tunsă, nici îmbrăcată ca o maică, nici comportament de maică în cer din urmă. Și acolo urlau, tipau, urlau în permanent ce femei care îi spuneau că sunt îmbrăcite. Părerea mea personală este că această indiscreție este îmbrăceală. Deci lucrurile cu adevărat duhovnicesc se fac cu sensibilitatea lui Hristos. L-a văzut pe Hristos transmisând în direct la radio Nazaret, cum a scos eu dracu din X, la Dumnezeu. Îl învia pe lază și se retrăgea repede, că bănuia ce se va întâmpla în duminica următoare în Ierusalim. Sau l-a văzut ceva minte bine, după îndulțirea fiilor ce face? Îi trimite pe ucenici și să iasă voi de aici, că acum ei au treabă cu mine, eu nu mă smintesc de puterea care o am în mine. Dar voi, pentru că sunteți foarte aproape de mine și simțiți puterea pe care eu v-aș putea să o dați, ar putea să vă mintiți și să vă mușcă un pic Duhul Puterii. Cel mai periculos Duh care roade pe un preot la conștiința lui sufletească, în sufletul lui și în lucrarea lui, este ideea că el are putere. Cu adevărat, cel mai mare dar pe care este puterea aceasta, iar eu nevrednicul meu, preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Dar asta nu înseamnă că el este judecătorul de timp și că musa de azi începând el taie și desface și mai ales dacă ajunge și primarul statului. Părinte, mă întâlnesc cu unii oameni ce au la ba cercel în ureche, băiat fiind în buză, vorbesc pe ei și simt totuși o pace pe care întreagă unor oameni îmbrăcați mai normal și care merg la biserică, nu o simt adesor. Ce poate însemna astfel de situații? Mai ales dacă e tineri, eu bănesc că este o proastă orientare a dorinței lui de căutare. Vă spun, tot omul este făcut să caute, că de asta noi ne liniștim și ne mâncă tot timpul. Vrem să mergem mai în față, să ne așezăm mai aproape de Dumnezeu, să iasă mântuirea în fel de concurs care ne pune mai aproape de Sfânta Trăime, mai cu ochii la Tatăl, mai cu ochii la Fiul, mai în brațele Duhului Sfânt, în fond, cam asta e toată mântuirea, așa schematizat. Bine. Oamenii aceștia, ca și alcoolici, ca și cei care au alte patrii, pătimași, să știți că sunt niște căutători de lui Dumnezeu pe dos.
Din patima lor a făcut Dumnezeu. Sigur că găsiți liniște la unul care are cerceul în ureche, pentru că știe de fiecare dată să prezintă nu cerceul din ureche, care până la urmă poate fi o chestie de nimic, aproape. Ce legătură între cercer și ceea ce este în el? Doar în măsura în care el va avea cu adevărat pacea și liniștea și celelalte, toate cercerul va dispărea automat. Eu cunosc foarte multe cazuri, pentru că și eu mă întâlnesc pe stradă și stau de vorbă cu astfel de oameni, care vorba acelui care a scris, sunt mai liniștit decât foarte mulți dintre împreună slujitorii cu mine la altar. Care și-au pus cercerul de suflet și clar de el se pare mai jonglat un pic. Bine, astfel de tine nu înseamnă decât că au o arsură pe sufletul lor și o vindecă un pic exterior, dar în momentul când fac dinspre exterior spre interior pasul, totul e ok. Oricum să nu-i treceți pe lista morților pentru credință, da? Deci sunt oricând candidat împreună cu voi la pocăință și la mântuire. Nu-i niciun fel de problemă. Ce se spune unui ocolet care a vrut să intre în mănăstire și a renunțat de răceau zic că monahii trebuie să jure la intrarea în mănăstire. Toți le avem să și ne lămurim legătură cu Sfânta Cruce și cu icoanele. El spune că dacă în Biblie nu scrie ceva despre ele, de ce trebuie să le folosim? Da? Asta necesita poate o conferință întreagă, nu până la urmă. Despre cruce scrie în Scriptură, despre icoană scrie în Scriptură și scrie chiar bine. Știți că este cea mai frumoasă icoană despre necesitatea icoanei? Țineți minte schimbarea la fața Mântuitorului pe Muntele Tabor? Pe Hristos Domnul se schimbă, hainele lui se luminează, se fac albe ca zăpada, Moise și Ilie, de-a dreapta și de-a stânga, și Petru, noroc ca noi. Doamne, ce bine ne este aici! Haideți să facem trei colibe. Una fie, una lui Ilie, și o lume. Și Petru, care era ca noi așa, spus care, om simplu, nu prea avea el teze de, n-avea master, n-avea magna cum laudă la doctorat, era așa mai... Petru, cu mintea lui de om simplu, a înțeles esența. Când vrei să-L ai pe Dumnezeu, când simți că te simți atât de bine în Dumnezeu, vrei să-L și conservi un pic pe Dumnezeu. E bine, coliba de pe Muntele Taborului este icoană. Cum în coliba pe care a fi făcut-o Petru, a fi șezut Dumnezeu și a fi radiat cu energiile lui necreate lumea, tot așa, stând în colibă împreună cu noi și cu Sfinții, Hristos acceptă să stea în colibă. Care-i problema asta? Nu înțeleg. Că el a mutat tot în turnuri de veghere, în blocuri, în tot felul de șmecherii, numai în icoană nu l-a admis, acolo unde este locul lui. Hristos și-a de pururea în icoană. Pentru că și-a de pururea în colibă. Știți de ce s-ar putea să-și aleagă catolicii a văzut filmul ăla cu, nu știu cum o cheamă pe menea care se strâmbă în toate felurile, Dumnezeu pentru o zi. E un film, dar Jim Carrey. Da, Dumnezeu pentru o zi. Dumnezeu Tatăl care îi dă acțiunul menea ăla, este un negru. O să spună, asta e tot timpul filmele americane, albul cu negru, antirasismul. Numai românii știu ce antirasism sunt spanioli, americani, în general. E bine, imaginea este un pic, și luată exact cum vă zic, e gluma de o glumă serioasă. Dumnezeu totdeauna are chipul săracilor. O săracii lumii la ora acolo nu sunt albi. Inclusiv filmografia aceasta modernă, cu tot ceea ce le transmite, ea încearcă să transmite niște icoane. Mai mișcate, dar sunt icoane. E bine, oamenii ăștia care se scaldă în tot felul de pornografii teologice. În tot felul, și să știți că n-am alăturat cuvintele la voia întâmplării. Eu mă uit câteodată pe D1 TV, este un nene acolo care face niște fradici. El este plecat de prin zonă, de pe aici, pe la Cluj. Este în Statele Unite, nu mai vorbesc, el plecat de prin 91, cam așa. Și vorbește foarte greu, știți? Și el crește. El crește pentru că în momentul când stai în spațiul ăla, băinile de atunci nu-mi dat soluții de la mii de kilometri pentru mângirea credincioșilor din România, că sparg televizorul și plăcați să-l luat în rază. Adică își permite să fac acolo niște alambicări, asta am spus, pornografia teologică înseamnă când alături nuditatea ta de creier, lângă slava lui Dumnezeu și capacitatea pe care ți-a dat-o să gândești pentru lucrurile reale. Ei vorbesc pe ușală. Cum vorbim noi de bizantinismele noastre de altă dată, triumfalic, așa, ortodoxie sfărăitoare, cam așa vorbesc ei cu nou protestantismul ăsta, pururea nepus la punct cu realitatea din teren. Și prima și a doua sunt icoane un pic răsturnate. Părerea mea că el va învăța singur dacă trebuie să intre în călugărie sau nu trebuie să intre în călugărie, pentru că monahismul, dincolo de o cultură teologică pe care o ai, presupune și o anumită bătaie a inimii.
Când vezi că ajungi călugări, nu poți să trăiești decât respirând acolo. Dar să știți că trebuie să se lămurească pe lucrul ăsta înainte de a ajunge în mănăstire, ca să nu se nască vreo mișcare, vreo sectuță, vreo un irosimotan de ăsta, așa. E bine ajutate să se lămurească înainte de a intra în mănăstire. Și cereți sprijin un om care credeți că are autoritate morală asupra lui. Știu un om care, după părerea mea, încearcă să creadă în Dumnezeu. Este vreunul dintre dumneavoastră care poate să o crede că el crede cu adevărat? Toți încercăm să credem în... Eu știu foarte mulți oameni care încearcă să creadă în Dumnezeu. În acest post a reușit slavă lui Dumnezeu să postească. Doamne ajută! Însă au zis că nu tot ce mănâncă omul e rău, ci ce scoate din gură. Acum se întreabă că ce răsoare să postească. Ce să-i spun? Doamne, miluiește! Am să vă spui că mi-a vândut poarta părintele. Fiți atent! Hai cu postul. De aici poți mânca un film de celulăit. Da? Ajunge să-l mănânce și după aceea se întreabă unul cartea. Ce zici? A fost bun? Că da, bă, dar mai bun a fost cartea. Ce vreau să vă spun prin asta? Postirea nu este mâncare de filme de celulăit. Nici hrămesită foame de cărți pe care ceilalți ne pun la îndemână. Dacă l-om respectiv a postit cu inimă curată, își dă seama că, în esență, păcatul este și ce intră în gură și ce iese din gură. Pentru că, de exemplu, un director de firmă care mănâncă pentru că este un ordinar și nu plătește să se imbria și lui cinstit și mănâncă pâinea copiilor angajaților firmei sale, fiecare bucătură de pâine este piatră care îl duce în fundul lumii. Poate vorbi demagogic ce vrea el. Poate decaliza pe unde vrea el. Pe unde vrea el. În aceeași măsură, nu putem să spunem niciodată că unul care nu are simțul rațiunii, deci unul care trebuie să spună nebune, spunem unul cu probleme de handicap, ca să ne integrăm. Dacă vorbește anapoda pe stradă, omul acesta este în afara păcatului, oricât de mare ar fi înjurătura cu care s-a pornit către tine. Dintr-o dată se constată că nu este o rețetă unică. Când vorbește Hristos, vorbește cu totul și cu totul despre altceva. Ce înseamnă în viziunea Mântuitorului atunci când este la masă acolo, că spurcat, necurat, nu este să intre în gură, de aceea se spălau ei ca să se spele și să se atingă de lucruri cu șer. Avea un fel de ipohondrie duhovnicească. Pe care și noi avem câteodată. O, ciocolata pe de pot? Faptul că te duci în magazin să întrebi, bună ziua, doamnă, ciocolata aceea e de post, dar tu vezi că e Milky Way și e clar că nu e de post. E cu vaca aia, da? E clar că nu e acolo. Deci, din momentul când tu încerci să spui întrebări dacă ar putea exista un produs care să satisfacă fie ganglionul limfatic sau mai știu ce papilă gustativă dreapta sus cu dulceață, cu... deja încep să ai probleme. N-ai înțeles nimic din postire. Spurcat este, în schimb, absolut tot ceea ce este necinstit pe gura omului. Fără îndoială. Să știți că, în schimb, că masa la care stătea Hristos e mai importantă pentru că era Hristos la masă. Îi le spune în contextul acesta. Spurcat nu este ce intră în gura omului. Și dacă vezi, nici ce iese din gura lui, câtă vreme Hristos e cu el la masă. Că în prezentul lui Hristos nu-ți poți permite să vorbești acum. Și nu-ți poți permite să mănânci orice. Știți care este cea mai frumoasă icoană a postului? Aceea cu Marta și Maria. Doamne, nu s-o cotește sora aceasta, Maria, eu muncesc ca fraiera și ea, uite, dă și casă gura la tine. Și să ce spune? Marta, Marta, a, tu de multe te îngrijești, dar Maria face așa bună alesă, căci un singur lucru trebuie ăștia. Ce trebuie atunci? Ascultare, nu trebuia Marta cu Hristos nu era un flământ, era un mâncău, cum zicea Părintele Steinhardt, din dorința de a face pe ceilalți aibă și această comuniune, că la un pahar de apă minerală vorbește altul cu omul, nu? Da? Vă spun, situația asta oricum o va soluționa Hristos, pentru că omul care postește cinstit înțelege că nu n-a mâncat și nu n-a vorbit sau nu numai n-a făcut păcatele. Care e diferența dintre a judeca pe cineva și a spune părerea despre cineva, a avea opinie? Avea opinie despre cineva, în primul rând, nu se poate realiza. Opinium înseamnă cu privire la un obiect, la un lucru, la o situație. Cu un om poți să ai o viziune critică, hai să spunem cu un limbaj modern,
când, deci toată cuvinte, când critici și când judeci. Că de judecat trebuie să judecăm, Doamne, iată-mă că suntem ființe raționale, ca să ne făcea Dumnezeu mai multe pe toți și ne scârpina o soantă noi. Și și atunci ne mai dădeam câte una că am furat banana de pe creața colegului. Știți? Deci, sperească Dumnezeu, sau de exemplu, ce înseamnă teolog? Teologul înseamnă un credincios cu simțul critic, foarte bine pus la punct, care știe de unde până unde îi se întinde credința lui. Toți suntem păcătoși, da, toți suntem prost, da, o biserică, da. Ne avem o biserică, nu. Nu mânca, nu bea, nu am, nu am. Pe de altă parte, ceilalți au biserică, da, bravo, să zicem, bravo. Un fel de uran, glutamic, mă văd așa teologic. Nu? Aplaudăm? Nu. Simți? Credincios înseamnă să ai un simț critic foarte bine ancorat în Hristos. Și când îl ai, nu judeci pe nimeni. Ce înseamnă a judeca? Constatând că ai făcut scutare, te trimite în locul scutare. Eu n-aș vrea, Doamne, iată, cei care sunteți de-a drept, credeți-mă că vă spun cu toată dragostea mea, mă spănând de misiunea voastră de a fi judecător. Pentru că în foarte multe situații veți condamna oameni totalmente nevinovați, pentru că ceilalți vinovați din jurul lor v-au prezentat mai mult vinovăția lui decât nevinovăția lui. Dar nu să nu vă bazați pururea pe nevinovăția și parfumul din creierașele îngereilor, care fac și ei câte un viol, două, trei, și așa au o pierdere de memorie. Adică totuși, acest Dumnezeu bun, blând, îndelung răbdător, mult milostiv și mult milostiv, ne așteaptă acolo, la capătul de lumină al Împărăției, ca să ne spună și cam pe unde am trecit. E păcat să port talismanul la tine, dar acatiste, gen acatistul Sfintei Marii sau Sfântului Duh. Mai nu mă putați citiți-le. Gândiți-vă ce ar însemna să umblăm cu două acatistiere pe zi, așa încât... Nu purtatul e important, ci portanța pe care avem în raport cu acatistele pe care le citim. O să facem o ediție, cum a fost cea din 1836 de la Mănăstirea Neamțului, care dacă vă cade pe picior, murdu, să faceți tot care e. De ce dansul e considerat un păcat? Nu e tot o expresie a bucuriei. Mă refer la un dans decent. Acum depinde ce numești decent în cap. La decentă te cade și chiriplica din numai iubire. Nu? Tante era. Și aia te cade decentă și a bate cu ochinele. Bate cântii, dar îți vine să-ți vomit. Dans decent li se pare celor de la Vulgiu și Găinușă că sunt bebelușele lor. Nu-i dans decent. Aia e idiotenie. Ce înseamnă dans decent până la urmă? Acela pe care dansezi cu soția ta după ce ai tras toate jalizelele din jur, ai închis ușa și ascult muzica care simți că te unește cu ea. Nu trebuie să dansezi pururi acolo, să te vadă toată lumea. Nu uitați că acele liade pe care unii îl pupă, alții îl spânzură, la care rămâne liade, spune la un moment dat că întotdeauna dansul are conotație sexuală, un soi de un dans prenupțial. E o propunere. Dansul românesc de la horror, dans decent, frate, că nu era propunere, era deja acțiune. Toți suntem echidistanți, nu ne întindem decât când ne întind mâinile, rezistăm pentru că rezistăm toți la același ritm. Cum credeți că au învățat românii să se bată la război? Credeți că făceau studii NATO, parcurgeau cărți făcute de serviciile secrete internaționale pe diferite canale diplomatice? Fiți serioși, ăștia știau să joace bine și să cânte împreună. Cine nu știe juca, nici e știa se ruga. Și ăștia se știau juca bine, știau să se roage bine. Noi acum ne-am dezbrăcat de hainele românești care aveau siguranțele lor. Erau haine foarte sigure din punct de vedere al acțiunii militare îndreptate împotriva adversarului pe care îl copleșeai. Și în aceeași vreme erau hainele purității. La fără nu prea mergeau tantile care se pierdeau într-o timp pe la marginea jocului. Da? Deci erau, să știți că printre altele horele, jocurile acestea care existau în statele românești, făceau parte din niște conferării în care ei se știau foarte bine unii pe alții și le mai spuneau câteodată, tu de tura asta, mai stai un pic. Cred că un dans, deci este dansul decent, singurul dans decent pe care eu știu expresia bucuriei, este Isaia Dânțuiește, jocul de la nuntă, de la sirotonie, care este cu adevărat singurul dans decent, și mai este un dans pe care nu-l băgăm în seamă, este dansul pe care face preotul când cădește în biserică și care joacă. El joacă acolo. Joacă, ne îndeamnă și pe noi la joacă. Da? E ca, în biserică suntem chemați la un anumit dans din acesta liturgic pentru că mergem și ne împărtășim, mergem, ne închinăm, deja intrăm într-o horă oarecare.
ați văzut că pe cupola bisericilor, în general, sunt prezentați îngerii care își joacă în bucuria festivă a Împărăției lui Dumnezeu. Ori noi pe pământ același lucru îl facem. Jucăm, dar noi credem că jocul întotdeauna e o chestie de buric, de părți. Nu? Omul de se joacă întreg. Să vă spun, m-a impresionat foarte mult, extraordinar de mult, o spus al lui Richard von Brandt, care povestea la un moment dat în pușcărie, când i s-a luat tot ce a fi putut să aibă, rămas în picioare în poziția aceea de nemișcat, nu? Că n-are voie să miști. Rămânea în picioare și mintea lui și în sufletul lui juca de fiecare dată cântând sani. Juca cântând sani. Era jocul chivotului, dacă vezi, jocul bucuriei în jurul chivotului. Și tot se da ca nebunit, dar el prin acel joc s-a exorcizat de neputința lui și s-a umplut de Duhul lui Dumnezeu. Când veți reuși să jucați nemișcați în biserică, dar să din lăuntru totul să fie o joacă, un dans, o sărbătoare, atunci să-mi spuneți ce înseamnă dans, de ce? Părinte, prietenul meu, din cauza că s-a abținut timp de 2 ani de la a face dragoste, acum a intrat în depresie. Și din cauza aceasta este foarte rău, nu mai crede în nimic, e pesimist, cum pot eu să-l ajut? Păi nene, voluntar la pat nu prea există în biserică, da? Aveți grijă. Deci să nu vă oferiți în primul rând voluntar, așa să nu. Dacă nu va înțelege că e mai mult decât își merită moartea. Deci dacă un om nu înțelege că e mai mult decât sexul lui își merită moartea. Dacă va înțelege că e mai mult decât actul sexual ca bărbat și ca om, va învia. Dacă nu, toate energiile din jurul lui, dacă s-ar pune în mișcare, moare. Și nu moare că moare. Moare că nu mai are sens ceea ce face, nu mai simte sens așa. Pesimismul pe care noi îl avem, așa, angoasea la, pe care le încercăm în astfel de situații, când fie spre intimidarea adversarului feminin, pe care neapărat trebuie să lungim la partea să întrebăm cum îl cheamă, fie pentru a ne ascunde în spate absoluta noastră mădărie din interior. Există în noi un anumit duh care ne poate pe toate câmpiile din jur, pe toate coclaurile, pe toți cucuruzii din zonă, de a crede că nouă ni se convine totul și ceilalți sunt obligați să se joace în favoarea noastră de fiecare dată. Să știți că este drama unor generații întregi. Mai știu, când a fost generația analgezic în catedrală, să știți, toată lumea acum e doar mă duc al mine, vai cu tare, vai cu tare. Suferința nu are sens decât în momentul în care înțelegi că ea este pusă la picioarele crucii lui Hristos. Cum vă explicați că mii de alți mănați care au înfruntat această ispită până la sânge, nu s-au stăcănit și nu au picat în pesimism? Din contră, sunt de ce mai bucuroși oameni? Pentru că am înțeles că omul ești mai mult când transcezi partea aceea din organism. Nu că te afunzi cu totul. Că după ce s-ai sămărit viața, fac astea cei care recuperează, că se curcă cu el de 3 ori pe zi, de dimineață, la prânz și seara. Da? Îl ia de bărbat, face iar pe sine. Că nu... Asta, da, borcanul ăla cu medicamente s-a gătat. Trebuie să alege mai alt borcan, mai roș. Ca un roș, nu galben. Dar pururea va fi în căutarea unei astfel de ispite. Aduceți-vă aminte de cel din Misa. Bipolarul acesta pe care noi îl judecăm și îl spânzurăm și îl împușcăm și acum sperăm să ne dea să dezită mâna, într-un fel sau altul este paradigmatic pentru poporul român. Să mă iertați să vă întreb. Între pornografia pe care a propagat-o și ce fac televiziunile noastre, care e diferența? A, că nu s-a numit mișcarea de integrare în absolut, televiziunea ce spune? Spălați, faceți? Absolut, ce este bun? Ăla cel mai bun, bere așa mai... Auzi, bei bere și prietenii știu de ce. Dar pucă că durerea de acasă. Ăștia ei și vor să ne integreze într-un absolut care nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Și atunci ce se naște? Nebunie. Omul acela cu aici a căzut pradă pesimismului pentru că nici în sex măcar n-a găsit bucurie. Părinte, am ajuns să mă bucur doar ce moment în care sunt singură. În clasă, alături de colegi, pur și simplu nu-mi găsesc locul. Ce trebuie să fac? Să vă găsiți locul între colegi și în clasă. Adevărata singurătate dătătoare de bucurii nu este decât aceea împreună cu ceilalți. Știți? Isihaci ăștia de care toți corcovecesc unii și alții, se retrag nu să fie singur, ci să fie împreună cu Dumnezeu, adică vin și-și caută comunia. Nu există singurătate decât în comunie. Vai de singuri singuratici. Mama mia.
cum interpretați versetul acesta 1 Corinteni 5, 9, 13? V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu ce desfânați, însă n-am... E o citat din 1 Corinteni 5, 9, 13. Cei care vreți să-l căutați acasă o să înțelegeți despre ce este vorba. Este legătura, îndemnul Sfântului Apostol Pavel cu privire la să nu se păstreze legătura cu desfrânații, cu ceilalți, ci să, în care Sfântul Pavel cere ieșirea din lume. Acum, să fim foarte bine înțeleși. Lumea în care suntem noi acum nu este asta de împăcată decât lumea în care propovăduia Mântuitorul și propovăduia Sfântul Apostol Pavel. Ce a mai spus lumea de acum față de lumea de atunci? O memorie întreagă a Bisericii care a dat mii de soluții în mii de situații și de la momentul Pavel până la momentul actual al Bisericii, memoria pastorală a Bisericii poate să soluționeze inclusiv rămânerea împreună cu desfrânații. Am să vă dau un exemplu. Eu am rămas foarte impresionat de fiecare dată când am putut să iert, prin puterea ce mi este dată, unui om, păcate care păreau de neiertat. N-am nicio emoție, nu simt nicio bucurie, când iert părute păcate. Păi, mi-am păcătuit, știți? Nu m-a spălat în timp. M-am mai cârjonit, așa, m-am mai certat din când în când cu mama. Dar ce este? De la ce v-ați luat? Aia i-a opus cana cu coada spre mine și eu am zis că coada trebuie să stea în partea elaltă, deci dilutizme de-astea ortodoxe. Deci acolo nu există niciun fel de biruință. La cumintei nu există niciun fel de biruință. În schimb, la oamenii aceștia care păreau că sunt compromiși cu totul, că li s-a închis raiul și într-o dată îl văd, te umpli de bucurie. Cred că acest verset de Sfântul Apostol Pavel nu se referă inclusiv la această capacitate de a-i ajuta pe desfrânați să iasă din starea de desfrânat. Pentru că dacă nu stai cu ei, măcar de vorbă, nu poți să-i ajut. De exemplu, putem să vorbim împotriva homosexualilor cât vrem pe toate canalele și în toate direcții. Să nu vă închipuiți că din vorbăraia noastră multă se rezolvă problema homosexualilor. E prea adânc păcatul ca să se rezolvă superficial. În schimb, sunt convins că numai explicându-le de fiecare dată unde este hiba din sufletul lor, pot să te apuci să rezolvi problema. Părinte, vă rugați să ne spuneți prin ce mijloace ne putem educa voința pentru a deveni puternici, mai ales în fața ispitelor. Vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre cea mai înaltă virtute umană, dreapta socoteală. De ce oare au ales Sfântii Părinți aceasta și nu au considerat iubirea agapică ca cea mai mare dintre virtuți? Hai să o luăm invers. Păi, virtuțile nu sunt mari sau mici, sunt virtuți. Iubite voi, Doamne, virtutea mea! Domnul este întărirea și scăparea și izbăvitorul nostru. Nu. Iubite voi, Doamne, virgulă, virtutea mea, virgulă. Da? Deci Dumnezeu este virtutea noastră. Ce numim noi virtuți duhovnicești și le împănăm bine acolo cu... Eu, de exemplu, cred într-adevăr că dreapta socoteală este una dintre marile virtuți umane. Să știți că dreapta socoteală are și cel care nu-i creștin. Un necreștin poate ajunge la dreapta socoteală. Fiți atenți. Sunt creștin ortodox, m-am înduhovnicit și mă duc foarte des la Pătășani. Și zic că am dreapta socoteală, de aceea mă și împărtășesc foarte des, pentru că am dobândit cea mai mare dintre virtuțile duhovnicești. Ălălalt este în fața unui munte de pilaf și zice, bă, nu pot mânca tot muntele de pilaf. Numai două boabe, că dacă mânc tot muntele, mă îmbolnăvesc și pleznesc. Că nici Buddha asta nu muri de sănătos, săracu. Nu? Și s-o trase la gâscă. Și atunci, primul care este în părerea lui că el are virtutea aceasta dreptul socotel, poate greși oricând pentru că borșizează împărtășirea, trecând într-un păcat nu mai adânc decât celălalt care, necreștin fiind, măcar ce să se apere, la dreapta socotel asupra unor lucruri. Eu cred că e discutabil asupra a ceea ce e virtute mai mare sau mai mică. Câte vreme Domnul este virtutea noastră, în schimb, lucrurile se schimbă un pic, pentru că atâta vreme cât Dumnezeu este virtutea ta cea mai de preț, înseamnă că tu n-ai nicio virtute și că tot ce ai îi dăruiești lui Dumnezeu pentru ca El să facă din ceea ce ai tu virtuți cu care să poți merge mai departe. Nu ne putem educa voința să fim mai puternici. Putem să ne educăm voința să fim mai smeriți.
Că vă spun că ne vom smeri, ne vom întări. Dacă smerenia să știți că nu este gata, ne dăm ochii pe spate, facem vreo două, trei crize de glicemie că n-am mâncat bine, vreo 7-8 zile am stat pururi, cu ochii în sus pe tavan. Smerenia înseamnă, cred eu și mai spus și eu de la alții. Cred că smerenia înseamnă să o foarte bună cunoaștere a misiunii pe care Dumnezeu te-a rânduit-o. Sau, ca să zic un citat de la ciucenii, dragi nașului meu și mine, cei de la ciuci au o vorbă. Nu te întinde tăpul în tău, că nu-i tăul tăt al tău. Mărenie înseamnă să nu mai tot egolatrizăm atâta. Noi atâta ne mai privim pe noi, ce-am putea, vai, ce important sunt eu, ce buricul pământului. Uneori așa este, puteam și buricul pământului, cu o singură condiție, să nu confundăm planetele. Pentru că uneori noi ni se pare că trăim în altă lume, noi suntem mai pur decât noi, într-un fel de Marte duhovnicesc, așa că alfăită de sus la pământul ăsta, așa. Aveți grijă. Până și întrebările astea trădează un pic de snobism teologic pentru noi. Fără voia noastră. Uneori chiar am căsut pradă teologiei noastre. Ghilimele teologiei noastre, care prea le strecoară pe toate și nu încearcă să ne lămurească. Faptul că noi știm că dreapta socoteală e o virtute mare, nu ne ajută să avem dreapta socoteală. Nu frica de păcat ne mântuiește. Nu? Ci nelucrarea în păcat ne mântuiește. Nu faptul că știu că cu tare chestie e păcat. Aia pot să știu să-mi o pun pe perete mare, așa, bă, curvitul e în păcat, semnesc pe măi. Și sub poster direct, așa, un televizor care transmite tot alea, v-am zis, Kodak. N-am rezolvat nimic. Deci biserica nu merge pe, cum să spunem, pe galerii de astea false. La un moment dat, într-o carte pe care vă recomand, la citit ca să mai struncinească din când în când, jurnalul de Romnicesc al Pământului Șineman, publicat la reîntregirea la Alba, la un moment dat, prin anii 73, este marea discuție dacă se intre femeile să fie chirotonică sau nu, pe acolo s-a născut, prin 73-75. Bine, Consiliul la Duhovnicesc al Bisericilor Americane, vă dați seama cum au votat dacă femeia să fie chirotonică sau nu. Ca la noi în Parlament. Aia care vai de capul creierașului lor, dacă la unii dintre ei nu știu dacă se împușcă, nu. Când mă împușc în cadou, oare moartă, dacă nu numeresc că el. Nu au ce nimerit. Deci oameni de genul ăsta, așa, care habar n-au pe ce numeresc, ei își dau, domne, au ieșit majoritar 46 au votat împotriva chirotoniei femeilor, iar 49 sau 48 ceva de genul s-au votat pentru chirotonia femeii. Mamă, chestii, scandal, și ăștia sună pe părintele și mama și spune, ce părinte, vă rugăm frumos, neapărat, veniți neapărat și să facem o manifestare pe stradă, domne, să luăm pancardă, la care părinte spune, e o problemă prea gravă, în sens mistic, ca să ies pe stradă cu pancardă pentru ea. Ați înțeles ideea? Pe mine m-a impresionat profund mapul tăcerii pe care studenții din Sibiu, împreună cu jurnaliștii, l-au făcut în vederea salvării celor trei români de noștri, plus ăla care nici nu știe ce e. Siro, Iraco, Americano, Român. Da, deci nici el nu mai știe ce e săracu. E bine, domnule, mașul al tăcerii avea fundament. Știți ce a dat finalitatea coerentă? Faptul că ei, mergând pe la casa lui Sorin, acesta prieten cu mulți dintre noi, la sfârșit s-a oprit la biserică unde părintele paroc din parochia lui a tras clopotul, s-au pus tot în genunchi și s-au rugat. Marșul ăla așa, de tâmpit ca în fața casei scânteii fosta presă liberă, fostă scânteia asta la presă liberă, ei au stat, au fluturat niște steaguri, s-au fotografiat ca să transmită mesajul la aia, să nu mai știți că mesajul ăla îi schimbă pe aia. Singurul mesaj care poate schimba pe aia care sunt aici și poate veni de sus. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău. Și mâine îi liberez. Și gata. Că nu pot schimba. Păi de ce-i că ea la asta? Până la urmă și așa, e o chestie de nuanță. Dar dacă Dumnezeu v-a îngăduit să fie eliberat și noi ne-am rugat pentru că acest lucru să fie făcut și Dumnezeu s-a sensibilizat la modul nostru creștinește de a pune problema fără de aia că soluția este dată. Noi am început să facem din biserică o societate lumească. Ieșim de un comunicat de presă din partea Patriarhiei cu privire la moartea Papei Ioan Paul al II. Ca după aceea tot noi între ortodoxi să comentăm, bă, nu te rogi pentru acolo, eretic, bă, nu, eretic suntem noi când dăm comunicate de presă. Biserica nu dă comunicate de presă. Biserica urcă la avon și spune, ăla este locul de unde să dă comunicate de presă.
Cum explicați drumul spre iad e favat cu bună intenție, având în vedere faptul că noi nu putem face binele de săvârșit și aproape orice faptă spre bine, rămâne la nivelul de intenție bună. E, nu chiar așa, că fapta se intervine timpul când seara de mâncare, doar că nu încerca numai intenție. Ia! Asta e în rodul nu se prea mult și se apleacă. Problema lui. Și problema mea că nu l-am învățat. Dar actul de a da bine, să ne exagerăm acum. Și să știți că drumul spre iad nu este favat cu bună intenție. Asta este părerea unui poet. Iadul nu are drumul. Pentru că drumul înseamnă comunicare. Drumul înseamnă comuniune. Drumul înseamnă încercarea omului de a se apropia de om. Țineți minte ce ziceau părinții bisericii. Că nu va mai fi cărare între chilii, va veni a doua venire. Deci că nu va mai exista sensul deplasării. Poate probabil că iadul nu-l pavăm cu bune intenții, câtă vreme n-avem ce pava. Cred că iadul nu are nici podea. Pentru că diavolul iubește plafoanele. Îl încurcă cu polele. Dar lui îi plac plafoanele, cred că zboară mai tot timpul pe sus, pe la plafoane, pe acolo. Ca cum ne plafonăm noi. Când devenim plafonați, lucrăm lucrul acela. Iubitorul de plafoane. Ce înseamnă a păstra drumul drept într-o lume care ne zăpăcește cu tumultul ei? Să știți că nu cred în drumul drept. Personal cred că omul în viață nu are un drum drept. Nu are cum să aibă un drum drept. Decât dacă face care aia trei bolnavi sărace care mergeau în patru labe de calea ferată, să sta, bă, că multe trepte mai sunt. Ăla la altă după că, bă, ține-te de, totuși de balustradă, că poate rezistă la care, pa, bă, liniștit, că vine liftul și ne ia, bă. ăla poate și un drum drept. Asta se întâmplă în viața cu noi când căutăm să vedem, oare drumul ăsta e bun, oare drumul ăla, oare și ce este important în viață. Nu drumul, cât indicatoarele. Deci un drum este drept, câtă vreme respectă indicatoarele de pe margine. Hristos nu, bă, atenție! Aici e prăpastie! Și tu, degeaba, drumul drept, o drumul, prăpastie, da? Desene animate. Și ieșim pe partea, Winnie. Nu merge. Deci important în drum este să înțelegeți indicatoarele. Și mai cu seamă să pricepeți care sunt marginile drumului. Ca să nu o luăm pe făușoană. Ce părere aveți despre cuvintele din slujba căsătorită legate de subordonarea femeii față de bărbat? Credeți că e valabil acest lucru în căsătorie? Da, să trăiți! Finalul este așa. Iar femeia cu te teamă de bărbat. Nu trebuie fie frică de bărbat. Fiți atent. Iar femeia cu te teamă de bărbat. Inversul iubirii nu este neiubire. Antinomicul iubirii nu este neiubirea. Nu este ura. Antinomicul iubirii este frica. Dacă cei doi se iubesc, nu au cum să le fie frică unul de altul. Dar se tem de dragul iubirii celuilalt. Câteva versete o leacă mai sus, același Sfânt Apostol Pavel, noi acolo nu prea accentuăm. Spune de ce și când trebuie să se teamă femeia de bărbat. Când bărbatul face pentru ea, a făcut Hristos pentru biserică. Ce a făcut Hristos pentru biserică? A murit pentru ea. Când bărbatul moare pentru femeia lui, e firesc ca femeia să se teamă. Teamă nu înseamnă să fie o cretină care o iei peste coajă de fiecare dată că vine la pilit și nespălat de la servici, să mai se îndrălit într-o trei costuri până la timp și vine să-și impune dreptului de bărbat la familie. Asta nu e teamă, e prostie. Prostia se vindecă cu deșteptarea. Când se teme femeia de bărbat, când îl vede pe bărbat împlinind toate ale casei ca un Dumnezeu. Știți? Eu cred că femeile se tem de bărbatul lor când, de exemplu, la masa de seară sunt strânși cei 2-3 copii ai familiei, unul, după regulile de integrare europeană, când se strânge acolo la masă, mama e în capătul mesei, dă și acolo, iar tatăl frânge pâinea și vede copiilor, în moment de teamă. Atât de mult seamănă soțul meu cu Hristos când e la masă cu copiii și frânge și le dă cu atâta bucurie, că mă tem să nu ia Dumnezeu de lângă mine. Mă tem să nu mă lipsească Dumnezeu de darul care El îl reprezintă. Bărbații fiind niște carieriști notori, boală de care s-au umplut și generația dumneavoastră de domnișoară și doamne, au tendința să creadă că totdeauna cariera cea mai depres pe care o am de îndeplinit este în afara casei. Noi toți avem tendința de a primi în afara casei totul social, zâmbim, da? Boală prezidențială, mă rog, cu urechile, că zâmbeam dejun împrejur altfel.
gândim, ne dăm mâna, ne pupăm, ne șmecherim, mântuim, ca să facem carieră. Dar în casa noastră, unde era o pâine bună de mâncat, pentru că ne-am luat, noi toți ne căsătorim și pe așa ne purtăm de origine, de parcă ne-am luat să ne batem, să ne urâm. A dispărut respectul între noi. Știți? Era un părinte bătând care spunea că umblăm prea mult de scuiați unii cu alții ca să ne mai respectăm. Există o limită de la care nu se poate trece, peste care nu se poate trece nici măcar în căsătorie. O limită aceea dă și teama necesară într-o lume supraviețuire. De toate multe ori ne încercăm să ne scuzăm de misiile din familie pe tema carierelor pe care le-am îmbrățișat, inclusiv noi preoții. Tu mai faci tu cum, băie, tu la femeie te compartă cu misiunea sfântă pe care mi-a dat-o Hristos, să fiu preot cu misiunea misionară bisericii. Ăsta sunt orgolii, complexe de culoare. Nu poți să fii tată, părinte pentru o parosie, dacă nu ești tată sau soț bun pentru familia ta. Restul sunt bancă. Uneori nu ajung să-i ajut pe cei dragi, fiindcă altă persoană au nevoie de mine. Cine să fie atunci primii pe care să-i ajut? Vezi nota mai de sus. Știți că spunea Sfântul Apostol, Sfântul Ioan Gură de Aurea, că milostenia trebuie să înceapă de la pragul casei încoace, spre interior, se referea la două aspecte, adică să nu te dai rotund dincolo de prag, ia bă, banii ăștia și du-te, uite, eu ce băia bun sunt. Da? Mi-am vândut oile și terenurile, să fac o biserică de 300 de mii de euro la bancă. Iar celălalt gest este că, într-adevăr, prima milostenie pe care trebuie să o faci, să înceapă cu ai tăi. Nu îți poți lipsi copiii tăi de pâine de dragul de a părea tu milostiv în fața cetății. Nu? E aberant. Mi-i fometez pe mei să mă dau rotund în afară. De ce a lăsat Dumnezeu persoane cu deficiențe fizice? Cred că nu le-a lăsat. De ce nu e drept? De ce nu pornim toți din același punct? Nu avem tot aceleași șanse în viață. Dumnezeu nu e drept. Viața mi-e marcată de un defect fizic care mă separă de ceilalți oameni. E problema dumneavoastră că vă separe. În general, deficiențele fizice ar trebui să vă apropie. Ați văzut vreunul dintre dumneavoastră în ceea ce am spus până acum, că am piciorul drept mai scurt cu câțiva centimetri? A fost motivul pentru care am muncit mai mult cu mine. Și acest defect să mă ajute. Se datorează un alt defect din tinerețe, jocului de fotbal. Ăla, da, defect. De Filip, în caz, nu cred că pornim decât egal. E aberant să crezi în timp că egalitatea pe care o gândește Dumnezeu în raportul meu, egalitatea pe care... gândul de egalitate pe care l-avem noi. Egalitatea între bărbați și femei. Ce vorbești? Ce vorbești, nene? Adică ce bărbatul naște? Acum, mă rog, după noile inscripționări medicale, văd că a născut directorul de la drumul și podul din Buzău, știți că a fost ăla alt indicativ pe dietul lui Ion, pe concediu medical și l-a făcut pe ăla, bolnav de avort spontan. Dar pe prost e funcționalească, nu-i problema lui. Asta vorbind de la modul acesta, oarecum caricaturizat. Știți? Mi-e teamă că femeile au pierdut, sau oamenii în general, inclusiv aceștia care suferă de infirmități, au pierdut înțelesul lucrurilor. Hristos este Dumnezeu pe cruce. Și pentru că e Dumnezeu pe cruce, e Dumnezeu nostru. Nu pentru că e Dumnezeu într-un bungalow foarte bine luminat. Tot avem infirmități, să nu vă închipuiți că vreun internet, astea nu sunt fizice. Slavă Domnului! Dar ne lipsește un sentimentul de suflet, avem o privire hârâită pe către celălalt, mirosim tot timpul numai lucrurile care nu ne convin. Avem o cărcotoșoială de asta, așa, cronică. Turând piciorul în iubire, unii au chiar probleme mai mari în iubire, turând altele. Toate lucrurile acestea, de fapt, ne fac cu inegal și ne fac provocări pentru Dumnezeu. Că știți că, în general, nu Dumnezeu dă deficiențele fizice. El le admite, țineți minte, este un moment în Evanghelie care pe mine m-a cutremurat de n-am, prima dată când am citit în Evanghelie, n-am băgat de seama, a doua oară nu știu. Dar atunci, la Evanghelie, fiind eu ceva mai atent, apropo de contemplare și... am rămas blocat. Țineți minte momentul în care merge la Mântuitorul un orb și imediat tușa. Băi, Iisuse, ca în desenele la roboțelul. Cine a păcat pe bă? Părinții lui. El? Păi de ce s-a? Logica spune că dacă n-a păcătuit el sau părinții lui, nu există logică. Atunci Dumnezeu ce zice? Ca să te vădească slavă lui Dumnezeu. Uitați-vă mai adânc la părintele tău, fiul. Se poate realiza o căsătorie între un credincios ortodox și un sectant?
deci ceva confidențial aici, între ortodox și acel confidențial din josul paginii, nu există căsătorie. Nu, eu cred că nu. Poate fi realizată căsătoria dacă vrei într-un babuin și un om, că se poate întâmpla așa la nivelul ăsta fizic. Dar asta nu înseamnă că există acea unitate despre care vă ziceam, pentru care merită să cânți în biserică sfinților muceniști care bine v-ați nevoit. Personal cred că nu. Că undeva mai devreme sau mai târziu plesnește căruța. Cum pot găsi ortodoxia cea adevărată atâta timp cât în jurul meu văd o ortodoxie plină de legende, forme idolatre, acceptate chiar de cler? Păi, dați deoparte legendele, dați deoparte formele idolatre și încercați să nu picați în legende și în idolatrie. Unii ortodoxi trăiesc un complex de inferioritate, dar în catolicism nu sunt ei mai presus. Celibat, prost, înțeles, inchiziție, cezaropapist, ce spuneți despre acest lucru? Ortodoxie egal libertate egal român, nu sunt naționalist, dar bun. Aceasta așa o, nu e întrebare, o mărturie publică. Sigur că suntem, avem un complex de inferioritate, pentru că suntem păcătoși. V-am mai spus o dată, toate complexele au la bază un păcat. Știți care este păcatul nostru fundamental? M-am călcat în picior ortodoxia. De fapt, noi ne-am trădat ortodoxia. Și atunci, normal că avem un complex de inferioritate. Toți simțim că nu facem tot ce ține de noi ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, și să-ți ocotim băia proști numai ca să fim mai deștepți, iarăși mai rezolvat numai. Batem pe olandezi, spacem portocala mecanică. Cam amar gustul de portocală cu mecanisme, că ne-a costat un pic. Important este, cum v-am spus, să ne știm foarte bine măsura. În general, în Ardeal, ideea de ortodox egal român, egal... Nu. Ortodoxie egal libertate egal român... Da. Păi, sper că până acum n-am făcut vreun complex de rușine la copiești. Atunci trebuie să zic. Da? Da. Ăștia sunt oameni care n-au văzut nici în realitatea catolică. Eu până s-a ajuns la Padova și eu credeam că tot ce zboară catolic să mănâncă. Eram încântat de, dar când stai și vorbești cu el... Să vă spun o treabă. Eu sunt convins că aveți dreptate cu o singură, cu un singur adjuvant. S-ar putea și Badea Gheorghe să se fie îmbătat prea mult în legende și erese. Deci, eu știu ce zic. Da, deci, eu personal cred în această capacitate a ortodoxiei de a ține națiunea unită. Cred în această capacitate a ortodoxiei de a crea complexul de egalitate, dar nu cel de superioritate de care, de care din păcate, Europa a observat că tot ce înseamnă discurs modern ne cheamă să fim zăbești. Dacă nu suntem zăbești, nu suntem. O vreau să spun că ortodox înseamnă să fii normal. Chiar când te interesezi dacă ești chiar cel mai bun. Bă, altorea, da? Să fii acolo. Am înțeles. Ați înțeles și dumneavoastră, nu se vrea să zic. Ce să facem când simțim absența lui Dumnezeu? Să strigați după el. Țineți minte că am spus la ce am spus despre veșenie, preotul în fața ușilor încuiate, rostind rugăciunile, este un om care experiază absența lui Dumnezeu. Și ce zice? La noi în Sibiu, mai sunt și alte zone în care, după ce se termină psalmul și se termină extenia, îi zic aminul de după extenie, iar preotul din fața ușilor împărțesc zice: Doamne, strigat am către tine, auzi-mă, și abia apoi cântă strană. Ca un răspuns la această provocare, semn că Dumnezeu îl aude. Strigat! Urlat! Unde ești? Hai! Forțați-i mâna! Cum să fim bucuroși dacă nu simțim aceasta? Păi nu fiți bucuroși, v-am spus. Dați tristețea voastră lui Dumnezeu. Sigur are ceva de lucru cu ea. Credeți că totdeauna ești bucuros? Nu. Noi suntem încrâncenați. Suntem un popor de încrâncenați.
Suntem un popor de încrâncenat. De aceea ne și complexăm, apropo de ce spunea dânsa înainte. Ne complexăm că ne încrâncenăm să fim cei mai buni. Ne încrâncenăm să fim, să ne vadă ceilalți. Nu-i nevoie. De? Credeți că așa? De ce se adună, de ce se adună gândurile? Nu, eu cred că ne dăm uneori cu noi și ne facem aderență la gânduri. Știți povestea aceea că la un moment dat merge la un duhovnic, merge un... La cum toată în urmare, merge un și spune Părinte, mă chinuie gândurile negre. Și spune, bine, păi cu părinte, nu-mi dai sfat de învățător. Vai, la ce este bine, vezi tu, nu zic ce să te interpretează. Vezi tu părțile acelea trecând pe deasupra capului tău? Ba, le văd. Le poți opri să zboare pe deasupra capului? Da, le poți opri. Nu. Dar zice, nu. Bine, dar le poți opri să se pună să facă stib în capul tău? Da. Deci aderența din mintea noastră, deci gândurile noastre aderă la un anumit, cum să spunem noi, concubinaș cu propria noastră gândire. Ideea este că, fără îndoială, cea mai grea luptă pe care trebuie să o ducem este aceasta nevăzută. Părinții bisericii numesc războiul pentru mântuire, războiul nevăzut. Deci lucrurile pe care nu le vedem ne chinuie mai tare decât lucrurile pe care nu le vedem. Pe care le vedem, nu vă pune asta pe gândurile tine. Să trăim mai mult în virtual decât în real. Asta poate fi o discuție pentru altă seară. Cum să-l ajutăm pe un coleg care crede în Dumnezeu, dar are foarte multe nelămuriri legate de ortodoxie, dar nu s-a trecut la alte legi, caută și vrea să caută adevărul, dar mereu rămâne încăpățânat doar cu gândurile și crezurile sale. Eu, care am fost un încăpățânat cu crezurile mele, când am dat un cap în pragul de sus, nene! Știți că Dumnezeu mai și contondent câteodată. Lăsați-l, rugați-l lui Dumnezeu să îi ridice-o din când în când câte un loc de dat cu cap. Vă rugați să ne spuneți povestea asta. O poveste, vă citiți. În început unei relații cu o persoană, este o persoană foarte comită, dar din păcate de curând am aflat că de câțiva ani merge la baptist, fiind de origine un creștin ortodox. Să fie aceasta o încercare de la Dumnezeu? Nu cred. M-a ales el oare pe mine să ajut acea persoană să o readuc pe calea cea dreaptă a ortodoxiei? S-ar putea, dar vă sfătuiesc să vă luați în ajutor un duhovnic care în primul rând să vă întărească pe dumneavoastră și după aceea să vă ajute cum să-l capacitați pe omul acela să vadă bine biserica. Știți, noi în general gândim niște proiecte care când încerc să se nască ne depășesc. Sunt niște mame prea mici pentru lucrurile mărețe care vrem să le facem. Când o mamă are copilul deja prea mare dezvoltat în burtică și începe să aibă probleme de sănătate, o vitaminizăm, o întărim pe mamă. Deci cei care încercați să-i ajutați pe ceilalți să se întoarcă la ortodoxie, aveți grijă la ce îi întoarce. Dar în aceeași vreme, întăriți-vă pe voi pe poziții ca să puteți domina situația. Pentru că să riscați să alunecați. Nu pe marginea lacului, dar când ții mâna și tu stai pe mâzga aia, pe mătața broaștei, și te duci la o altă acolo care vrei să o salvezi. Deci să fiți sub picioare, să fiți foarte tari. Cine puteți spune despre cadourile de? Codurile de bare. Mă tot chinui și eu să le citesc, dar vă când mă tantea cu le poate citi. Am văzut o carte la librăria de la Episcop, băi, tată, Hristos, codurile de bară și semnurile venirii lumii. Bla, 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 bla. Vă propun următorul lucru, să faceți următoarea experiență. Să vă angajați o băbuță undeva aici, în apropiere de Cluj, să vă facă pică tapănă, să vă crească porcul, să vă dea lapte la timp. Și vrea cadurile. Dacă credeți că neapărat întoarcerea în primitivismul acesta, și am zis-o în sensul pozitivist, pozitiv al lucrului. Dacă vreți, o întoarcere în pedagogia lui Jean-Jacques Rousseau. Este interesant că oamenii aceștia care se socotesc ortodox ne sperie cu baubau codurile, uitând că direcția în care ei ne îndreaptă este de fapt pedagogia iluministă lui Jean-Jacques Rousseau. Pe bune, pe bune. Citiți Emil. Citiți soluția pe care o dau părinții pustiei la lucrurile pustiitoare, gen coduri de bară, cărți de identitate și altele, și veți vedea că am dreptate. Eu am ajuns odată și să știți că nu le trea cuvântul. Eu nu cred că va exista vreodată vreo... Poate, Doamne iartă-mă, să nu nimerim toți într-o pușcărie cât România de mare. Vreo poliție secretă sau vreo masonerie secretă care să ne dea jos mâinile de la rugăciune. Când nu ne rugăm, o face că noi suntem păcătoși. Și ne merităm codurile de bară, nu pe masă, pe alimente. Aici le avem făcute. Înainte de a apărea codurile de bară.
Pentru că totdeauna identificăm în afară pricina smintelii noastre și nu la înăuntru noastră. De cartea despre care a zis Părintele, spune exact ce zice Părintele. Deci chiar s-o citi. Serios? E scrisă de Andrei Curaie. Vreau vrut. Ce trebuie să facă un student în post și cum să-i mulțumim pentru ajutor? Stai, să-i mulțumim postului de ajutor. Am înțeles. Un student în post trebuie să fie student, fără partea boemă din el. Deci decupat dent, da? Să stați studio. Deci eu cred că un student în post ar trebui să studieze de două ori mai mult, să se roage constant, să-și respecte prietenii și mai cu seama să nu uite că din când în când, ca student, este îngăduit și să facă fondă. De ce în Catedrala Micropolitană din Sibiu se practică obiceiul deschiderii Evangheliei? Eu însumi am un frison cu cei de la Catedrală care m-a spus că în fața studenților fac spectacol, nici eu, știți care-i ideea. Se face ma, nu ma, 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 se face ma, da, că slu nu mă apucă, știți că la noi în biserică atunci când suntem foarte evlavioși apucăm să zicem slavă și acum. Unde numai și acum, băgăm textul, zicem mai departe. Deci și practică o chestie de genul ăsta. Pune Evanghelia, omul deschide Evanghelia, el bagă biletul și ăla din face, ce mă, ce mi-a ieșit în Evanghelie? Că nu mai întreabă cântișele care trec la catedrală către facultate, Părinte, mi-a ieșit Evanghelia, Doamne, ta, ce să țeată, drama ta? Cum să țeată Evanghelia? Vă dați seama, dă-ți ochinită a patru evanghelist, insuflează Duhul Sfânt să scoată Evanghelia și abia le-a ieșit. Nu? Nu. E un gest un pic de provilar. Eu am dinții mei pe tema asta, fără îndoială, nu e un gest acceptat nici de monitorii, nici de tradiția bisericească, dar pe de altă parte, tu știți că mi se argumentează și mă fac mic, așa o fi. Că tu știi câți oameni citesc Evanghelia numai pentru că pe bilet, de fapt, biletele alea nu sunt decât două feste, știți? Deci, ei deschid Evanghelia în mai multe locuri, dar textul care e trecut pe biletele pe care scrie sunt două, pe care Părintele știu foarte bine. Evanghelia cu Învierea lui Hristos, și cu vindecarea, cu aceea, cu Samarina în milostiv. Deci două texte pleacă spre oameni, dacă aia care uita, băi, la bilet de atenție, scrie și la mine tot aia, știți, s-ar prinde că e un joc de scenă acolo. Ideea este că e o metodă totalmente, din punctul meu de vedere, totalmente nemisionară. Mai bine, te-a pus și le dai, ia gândiți-vă că toți oamenii ați participat la masă, vă mulțumim foarte mult, uitați, o carte de rugăciune de la Dumnezeu pentru toți și o Evanghelie, o Biblie grea. Ortodox. Un pic de gata. Ca să aveți ce citi acasă și vă recomandăm pe zi cât puteți să citiți, citiți. Ha? E teama că ar veni oamenii la masă ca să aibă cum vin de Biblie după aceea. Părinte, bunica mea citește acum în postul mare Calea Crucii. Este bine, e o rugăciune ortodoxă? Păi, la noi în Ardeal totul e îngăduit, pentru că totul este interconfesional. Și veșmintele noastre negre, cu care ne îndrăcăm de la liturghiile de alor mai înainte sfințite, sunt ortodoxe sau sunt greco-catolice? Depinde cine le poate, nu? Și Calea Crucii, depinde cine citește. Dacă e unul cu mintea elevată în catolicism, dar să știți că bătrânii noștri știu foarte bine să discearnă. Și dacă eu ai vlavie la lucrurile acestea, e o pioșenie periculoasă, dar nici tu poți să o oprești. Ce să zici la băică? Ia mintea, bine, căsă, stăpteste ea! Nu? Poți să faci treaba asta? Poți să-i oferi alternativa. Care e alternativa cărții, Calea Crucii? Canonul Sfântului Andrei Chitan. Sigur, bunica la 80 de ani cu ochelari așa că se fundul de la borcat va pricepe imediat când va vorbi acela despre împătimire, îmbrăcarea sufletului cu hainele căderii, va face o teologie adâncă bunica. Problema. Două puncte. Tata paranoi rupt de realitate necredincioasă 100%. Mama a făcut foarte, foarte, foarte multe avorturi. Depresivă. Divorțat. Sora rebele. Eu m-am apropiat de biserică, dar parcă numai de fațadă. Fac. Păi, bă, totul intri dinspre fațadă să merge înspre interior. Să nu deznădăjduiți. Deja să vă spun un lucru. Nu sunteți în niciun caz singura persoană din lumea asta care are probleme cu părinții și pe care biserica a chemat într-un mod anume. Pentru că un alt Domn să ajungă spre biserică, sigur că are o chemare anume de la Dumnezeu. Mergeți înainte și cereți ajutorul celor din jur. Când vă întâlniți pe stradă cu X, Y, Z, K, L, N, ce vreți, dați-i mâna și spuneți, uite, te rog frumos, am nevoie de ajutorul tău, mă cheamă X.
Te rog, pomenește numai rugăciunea tale. Și altul, bă, până nu mă rugă. Nimic, de azi începem pe rost pentru mine. Un părinte mi-a spus că nu e bine să port la mână metane. Eu cred că e bine să le port. Dumneavoastră ce ziceți? Aha. Aha. M-am uitat odată la televizor. Juca fotbal o echipă din Ardeal, nu vă spun care, că e aici în oraș. E divizia. Cu echipa de la București, nu vă spun care, că a bătut-o cu 2-0. Și la un moment dat, m-a și enervat atunci. Și la un moment dat, unul dintre astea de ecran, care avea metanii la mână nouă, tras una, se vedea pe ecran, așa. Știți că n-ai nevoie de translatorul la chestiile astea, care le auzi. Mă gândeam de niciun folos metanii. Când poți metanii la mână, îl expui pe Hristos la critica celorlalți dacă nu împlinești cele ale metanii. Cum mi-a stat să mi-a pun niște metanii în față? Știi, bă, i-am făcut-o propriu, l-am copiat la fix. M-a adus la Dumnezeu de l-am copiat. Ce înseamnă vocația monahală, cum deosebești chemarea de la Dumnezeu de propriul tău gând, care poate fi simpla motivație teoretică asimilată din cărți sau fugă de propriile temeri? Căsătorie sau călugărie, cum știți să alegi bine? Există o voință lui Dumnezeu pentru tine? De ce nu v-ați călugărit? Eu? Nu-mi iubesc nevasta cu ochii din cap. Și mă simt așa de împlinit în dragostea copiilor mei, la fel de împlinit cum mă simt și în privegherile tizmane, ale strâmbei de ziua, ale oricărei mănăstiri. Pentru că eu nu mă socotez nici călugărit, nici căsătorit. Mă simt preot. Preotul este un pic atipic pentru ceilalți. Cred că toate întrebările acestea le puneți mai bine sub epitrafilul unui preot. Acolo veți afla adevărurile de care aveți nevoie, nu răspunsurile mele, care s-ar putea să vă convine sau să nu vă convine. De ce călugării își lasă fără lume? Pentru că în 1 Corinteni 11:14 zice, nu vă învață oare încă știrea că necinste este pentru bărbat că își lasă părul lung? Așa este. Așa este, numai că din fericire monașii nu mai sunt bărbați. Tocmai pentru că nu mai sunt bărbați că își lasă părul lung, arătând într-un fel sau altul androgenitatea lor spirituală. În momentul când intră în călugărie, intră în îngerie, în cinul îngerilor. Și atunci de aici trecem de la 1 Corinteni 11:14 spre celelalte toate. Părinte, atunci când mă pun să doam, simt că plutesc, ca și cum n-aș avea padă de sub. Ce se întâmplă, de fapt? Sunt foarte obosit. Fără glumă. Asta, din punctul de vedere al psihologiei, se exprimă foarte clar. Există o stare de levitație ante somnului, care arată starea de oboseală, o stare de oboseală atât de mare, încât omul are sărat. Păi nu, despre toți poți încât una, măcar o dată în viață poți. Ce nu vi s-a întâmplat să stați la cursuri și să flutiți pe stres, pe la... Același lucru este, deci când organismul intră, se deconectează și intră în stare de odihnă, se rupe de realitate și când visăm... Nu zice, că suntem ortodoxi. Visul interzis. Păi că trebuie să iau o decizie foarte importantă și nu știu cum să iau o decizie importantă ca să-i placă lui Hristos. Întrebarea e, cum să iau astfel de hotărâre? Ca să placă lui Hristos, trebuie să vă placă și vouă. Deci, alegeți bine lucrurile pe care vreți să... Doamne! Da. Să alegeți foarte bine în ceea ce privește direcția către care să mergeți, inclusiv din punctul vostru de vedere. Fiți atenți! Mama și tata spun că lui Hristos îi place Gică. Vouă vă place Mărin. E ea încită, Doamne, Gică, mi-a vorbit mie Hristos să fie direct. Și zici, măi, nene, Gică, dar Mărin. Dacă în spatele părerii că lui Hristos îi face Gică, e casa lui Gică, mașina lui Gică, părinții lui Gică, familia lui Gică, dragostea părinților lui Gică pentru părinții tăi, pentru că au ei afacere împreună, acolo nu-i Doamne. Dacă în spatele dragostei lui Mărin este dragostea lui Mărin, e discutabil. Ați înțelegeți? Totdeauna căutați ce este dincolo de propunerea care este înaintea voastră. Părinte, cum pot convinge pe cineva să nu mai întrețină relația amoroasă? Măi, asta este de cinebra, mă! Să știți că e cel mai greu lucru de făcut. Știți de ce?
pentru că este un păcat care face plăcere. Când păcatul ăsta este dublat de plăcere, că de numai să curgă că mi-i place, nu? Cu găgare acolo, mici frisoane prin el, o... E, asta e lucrul cel mai greu. Cum pot să-l opresc pe unul care îi place să mănânce, să nu mai mănânce? Când îi se face rău, deja începe să aibă probleme, deci organismul lui cedează. Să știți că e valabil și pentru... Aș vrea să știu ce efect are păcatul din tinerețea părinților pentru copii. Are unul educațional, dar nici de cum unul ontologic, pentru că să-l anulăm botezul. Cum comentați, nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Psalmul 117:17. O să rog pe Ciprian să-i dea la îndemână cele care a întrebat asta, prima, hai să zicem, carte. Am tradus din Sfântul Ambrozie, chiar Psalmul 117 și te urește cum să spune. Care considerați că este sursa optimismului și dinamismului dumneavoastră? Mă întreabă pe mine de mine. Ciprian, te rog data viitoare când este, să le răspund. Vă spune că ceva, cina Sfântului Lazar se face la 3 zile după înmormântare. Bine, este un obicei mai cu seamă la noi în Ardeal, preluat un pic din zona ucraineană, e un obicei cinstit, cu o condiție, să nu chem la cină pe aia la care ai datorit. Sau prietenii de pahar ai răpostatului care tocmai l-au sinucit. Se pot face 6 rugăciuni pentru în afară de parastasul de 6 săptămâni, 6 luni, se merge la mormânt, 6 săptămâni. Lucrurile acestea legate de mod vreau să vi le mai spun o dată. Am spus o dată în catedrală și vreau să vă mai zic o dată. Aici mă întreabă că unei doamne a murit băiatul acum o săptămână în accident, putea să aibă băiatul presimțit. Oamenii mei dragi și scumpi și iubiți, fiți atenți. Astea sunt întrebări pentru Dumnezeu. Da? Mă face Dumnezeu o zi ferească Dumnezeu și vă pot răspunde. În esență, în Sfințe, se pricepe un lucru. În Iisus Hristos. Nu există o viață până la moarte și o viață după moarte, ci o singură viață, care e unică, de la naștere în veșnicie. Așa că tot ce se semne în jurul morții, mormântării, e un pic să ne ajute pe cei rămași în viață să vedem că viața noastră e la fel de importantă și după moarte, cum la fel de importantă este și înainte de moarte. Spunem, apoi nu mă îngrijesc, mor și gata, băiat, tată, și eu am păcat. Sigur că se pot face pomenie, vreau să vă spun că păutesc pomenii morții clipă de clipă. Cei care vă sunt dragi sunt convins că cei care au avut o dramă în familie, o moarte în familie, nu cred că există o prelie. Cum ești? Apare popa cu un baston de poetă cu șapa. Băi, băiată, nu te mai vrea pentru un altul tău. Dă-te rețină, trage pe dreapta. Așa ceva nu există. Cine să te oprească să te rogi? Că există anumite rigori ale canonului social al bisericii, ca spune, ne rugăm la 9 zile, la 6 săptămâni, la 6, asta e altă mâncare de pește. Problema dureroasă este că noi am transformat în bairamul parastatele astea. Tune, nu încă morți ești arătă sperii. Nu că mai mult morți decât vii. Până săracul, eu cunosc câteva băbuțe în Sibiu, abia avem acolo ce piguli. Le trag nepoții niște chiolhanuri, că băbuțele au lăsat casa și i-au vândut. Asta e chestie și de... Hai să fim serioși. Nu ieșim din bun simț. Care sunt semnele vremurilor și cum se împlinesc ele astăzi? Eu cred că toți suntem semnul vremurilor, pentru că mai suntem în viață. Și între semnele cele de-a doua venire este și faptul acela că Dumnezeu nu voie semnata făcătosul și să se îndrepte și să fie viu. De asta nu vorbesc manuale de dogmatică, dar vorbesc scripturile. Că Dumnezeu nu voie să se pierdă pe nimeni, nu? Și să se îndrepte și să fie viu. Cu cât ne vom întoarce mai mult, mă rog, aici iar o întrebare. Am observat că susțineți idei gândurile ale Părintelui Rafael Noi, care este adevărat că va influența duhovnicia Sfinției sale. Hristos nu influențăm unii pe alții, slavă Domnului. Nu vi s-a întâmplat să citiți o carte și să găsiți în ea gânduri care ați gândit cu 10 ani când habar nu avea să zic o alea în carte? Eu am o nesiguranță când citesc anumite pasaje din Psalm, de exemplu, nu voi da o dignă ochilor mei până ce nu voi găsi casa Dumnezeu. Am înțeles. Și eu am probleme când citesc Psaltirea, mai ales acolo unde spun că m-am îndreptat din păcate, că dacă știți că Psaltirea o citim și noi să ne încurajăm. Adică să, chiar să începem să ne îndreptăm din lucrurile acestea. Ar mai fi o grămadă de lucruri, dar primesc semnale de-a dreapta. Am să le las grămadă pe toate. Și am să vă spun că atunci când vom încerca să edităm conferințele de la Cluj, își vor găsi și aceste întrebări răspunsuri. Mi-a dorit tare mult
să mă înțelegeți bine ce am spus în seara asta. Să dați deoparte un pic gura de ortodoxie și să o luați mai încet, dar mai tinerește la picioare. Adică mai și bucurați-vă, Doamne, iartă-mă că prea ne-am încordat pe timp ortodox. Prea ne-am constipat pe ortodoxie. Ori asta n-are ce căuta în direcția. Ai nu acolo. Nu vă pot recomanda un medicament pentru asta. În schimb, vă pot recomanda una dintre cele mai bune măsuri de prevedere. Controlați-vă fiecare întâlnire între voi cu un surus sănătos de oameni adevărați. Învățați că a iubi nu este un văr care se conjucă doar la tine și la femeia pe care o iubești, sau bărbatul pe care o iubești, ci un văr care se conjucă doar cu noiul ăla, adică are o treabă cu mulțime, e un văr multidirecționat. Deci învățați pentru numele Dumnezeu că dincolo de toate, ortodoxia înseamnă efectiv asta în dragostea de Dumnezeu și a te împărtăși unul de celălalt în sensul acesta. Sigur l-ați văzut la biblioteca, la librăria Arhidiecezană, eu îmi fac o datorie de mâncător de pâine amară la capitolul acesta. Este cu mine și editorul cărților mele de până acum și spus și de acum încolo, Romeo Tătașciuc. Și din obligație, inclusiv morală față de el, vă prezint cărțile ultime apărute pe care am spus, sunt convins că le-ați mai văzut. Pratnica, care este o serie de predici la pratnicele împărătești, Tinerețea Ortodoxiei, și în această serie va apărea și în conferințele cu jene, mi-aș dori să facem un ochi distins, legat în piele de visel, neamărat, cu cotor de aur, da? Tinerețea Ortodoxiei, care este o conferință de la Timișoara, la care eu țin foarte mult, și nu în ultimul rând, o carte care se cheamă Iubesc, Doamne ajută-ne iubirii mele. Râdeam și de obicei prietenilor mei mai apropiați cu care am permis să mai glumesc, le spuneam că la cât m-a luat să scriu, aș fi putut să scriu Iubesc, Doamne ajută nebuniei mele. Știți? Dar e o nebunie pozitivă. Cărțile sunt făcute fie în timp, fie fără timp. În general, aceasta, de exemplu, Iubesc, Doamne ajută nebuniei mele, sunt mai multe predici scrise inițial într-o revistă care apare la Sibiu și se cheamă Iisus Viitor. Iar din aceasta din Prăznicar vă citesc ultimele rânduri ca un opus, așa se și cheamă aici, și opus vă spun și ca mesajul meu cel mai de preț, pe care eu să vă vorbesc cel mai de preț pentru seara aceasta și pentru seriile celelalte, când veți fi departe de sala aceasta, veți sta în cameră de cămin, acasă, între părinți, și când veți simți că aveți un nod în gât, să vă aduceți aminte de opusul ăsta. Niște tineri, prieteni de-ai mei, parol de meu, mi-au primit odată câteva cuvinte care au rămas în inima mea. Muncește ca și cum nu vei avea nevoie de bani, iubește ca și cum nimeni nu ți-a făcut niciodată să suferi, cântă de parcă nu te-ar auzi nimeni, trăiește ca și când raiul ar fi pe pământ. Dintre toate, aceea cu iubirea m-a întărit cel mai tare. Iubește ca și cum nimeni niciodată nu ți-a făcut să suferi. Amin. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și mai tare.